Din perspectiva exercițiilor, ne interesează, mă rog, sunt puține subiecte de interes vis-a-vis de ce, materia asta este cea mai importantă materie pe care o faceți după ce l-ați făcut pe toate celelalte și totuși vă arată niște lucruri și câte ceva din chestiile fundamentale de le faceți aici, le folosiți în înțelegerea reprezentării informației în sistemul de calcul. Totuși, noi discutăm despre niște subiecte, cum ar fi entropia informațională. Acum, entropia informațională măsoară câte informații obțin în urma producerii unui eveniment. Și sunt exerciții de genul următor. Să determinăm cantitatea de informație pe care o obținem prin emisia unei cifre hexa, știind că simbolurile pare sunt de două ori mai probabile decât cele impare. Practic, o problemă de genul ăsta ne cere să calculăm cantitatea de informații aplicând formula lui Shannon. Pentru a aplica formula lui Shannon, trebuie să determinăm repartiția evenimentului, să cunoaștem toate variantele care se pot întâmpla. Și să spunem că avem și noi evenimentul X, care se poate emite cifra 0, cifra 1, cifra 2, până la A, B, până la F. Bun. Acum. Ok. Tască, e mai complicat de scris cu tableta, da. Și am spus că simbolurile pare sunt de două ori mai probabile decât cele impare. Să spunem că notez cu P probabilitatea simbolurilor pare și cele impare vor avea P. Așadar, voi avea 2P pentru pare și P pentru impare. Și scriu și eu, pun condiția ca să fie complet determinat evenimentul. Asta înseamnă că suma probabilităților din x mic de p de xi o să fie 1. De unde rezultă, să știți că scriu mai frumos în mod normal, dacă tableta e mai complicat, de unde rezultă că am 8 simboluri pare a câte 2p plus 8 impare ori p, asta face 1. Asta înseamnă că 24p, hai să dau undo că am scris aia, 24p este 1, deci rezultă că p este 1 pe 24. Bun. Okay. Acum, dacă am determinat repartiția, înseamnă că pot aplica formula lui Shannon, care zice că cantitatea totală de informații obținute din producerea unui eveniment va fi minus sumă după x mic din variantele din evenimentul nostru, înmulțim probabilitatea variantei ponderată cu logaritmul în baza 2 din probabilitate. Bun. Și în cazul nostru, chestia asta o să însemne așa. Entropia este pozitivă, pentru că nu pot să pierd informații prin producerea unui eveniment. Pot să aflu lucruri în plus. Deci voi avea, pentru repartiția mea, am 8 variante pare, a câte 1 pe 12 probabilitatea. Vă mulțumesc că vă întrerup. Vă rog. Ce semn este, da, sub sigma? Este XI aparține lui X mare, după variantele individuale din evenimentul X. Da, am înțeles, dar nu... Da, știu, e greu de... Era unit acolo de... Da, da, da. Logaritmul baza 2 din inversul probabilității, pentru că am distribuit minusul. Deci am 8 variante pare a câte 1 pe 12 probabilitatea, că P-ul era 1 pe 24 și astea sunt de două ori mai probabile. Logaritmul baza 2 din probabilitate, care e 1 pe 12 și am distribuit minusul de la... din față, plus 8 simboluri pare, a câte 1 pe 24 probabilitatea, logaritm în baza 2 din 24. Ori asta înseamnă în continuare că h de x este, simplific și eu cu 4 și obțin 2 pe 3, logaritm în baza 2, iar 12 scriu ca fiind 4 ori 3, și logaritm în baza 2 din 3, plus 2 pe 3, logaritm în baza 2, sta să știți, logaritm în baza 2 din 4, care e 2. Plus 1 pe 3, dacă simplific cu 8 aici, logaritmul în baza 2 din 24 și 24 îl scriu ca 3 ori 8. Logaritmul în baza 2 din 3 plus 1 pe 3, logaritmul în baza 2 din 8, care este 3. Da, să dau andusă 3. Ok? De unde obțin că toată chestia asta mai departe este 2 pe 3 plus 2 pe... De fapt, să scriu partea fracționară. 2 ori 2 pe 3 înseamnă 4 pe 3 plus și
2 pe 3 cu 1 pe 3 logaritm în baza 2 din 3 înseamnă logaritm în baza 2 din 3. Toată chestia asta se măsoară în biți. Deci cantitatea totală de informație va fi h de x este 4 pe 3. Cred că mai aveam un termen. Da, mai aveam aici. L-am uitat pe ăsta de aici. Deci nu era bine, sta să pot să dau undo dacă tot sunt aici și să scriu cât trebuie, unde trebuie, că aici n-am scris bine. Deci aveam 1 plus 4 pe 3 înseamnă 7 pe 3 și 2 pe 3 logaritm în baza 2 din 3 cu 1 pe 3 logaritm în baza 2 din 3 înseamnă logaritm în baza 2 din 3. Deci cantitatea totală de informație h de x va fi 7 pe 3 plus logaritm în baza 2 din 3 și se măsoară în biți. Bun, deci asta este o primă, un prim tip de problemă. Da? Deci, practic, vi se dă o repartiție prin proprietăți și vi se cere să calculați cantitatea totală de informații. Al doilea tip de problemă pe care îl aveți este cu evenimente condiționate. Adică am vrea să calculăm cantitatea de informație din două evenimente. Și uitați, cerința ar fi ceva de genul următor. Să determinați, evident, va fi pe înregistrare, așa încât nu e cazul să o notați, că o veți auzi. Și nici eu nu scriu, că cu tableta și cu scrisul meu de doctor e și mai complicat. Vrem să determinăm cantitatea totală de informație obținută prin emisia a două simboluri distincte ale bazei 8, știind că simbol, de fapt, hai să luăm mai simplu, să simplificăm și mai mult, ale bazei 4. Determinați cantitatea totală de informație obținută prin emisia a două simboluri diferite ale bazei 4, știind că simbolurile pare sunt de două ori mai probabile decât cele impare. Asta înseamnă că avem putem privi emisia celor două cifre ca fiind două evenimente distincte, între care există o condiționare. Bun, emisia primului simbol este evenimentul X, care are următoarea repartiție. Ce simboluri se pot emite? Păi, simbolurile bazei 4. 1, mă rog, 0, 1, 2 sau 3. Și am spus că sursa are proprietatea că emite simboluri pare cu probabilitatea dublă față de cele impare. Așadar, vom avea 2P aici, P, 2P și respectiv P. Bun. Ca să determinăm repartiția, să putem calcula cantitatea de informație, trebuie să știm ce variante sunt, ce probabilitate au și evenimentul să fie complet determinat, adică să nu mai existe variante care să se poată întâmpla și care să aibă probabilitate mai mare decât 0. Evident, pot să consider că se poate emite și simbolul 7, care nu e în baza 4, dar în cazul ăla, probabilitatea lui va fi 0 și nu ne interesează când calculăm cantitatea de informație, pentru că știm din start că nu se poate întâmpla. Așadar, ca să aflu repartiția asta, voi avea și eu 6P egal cu 1, okay? De unde rezultă că P este 1 pe 6. Bun, am determinat deci cum arată repartiția primului eveniment și vom vedea cum calculăm cantitatea totală. Acum, evenimentul al doilea, Y, depinde de ce se întâmplă în X, pentru că simbolurile trebuie să fie distincte. Și să zicem că am repartiția lui Y când în X a emis 0. Repartiția lui Y când în X a emis 0 trebuie să fie un simbol distinct de primul. Și atunci nu mai pot emite tot 0, se pot emite 1, 2 sau 3. Și sursa păstrează aceeași proprietate, că emite simbolurile pare de două ori mai probabil decât cele impare. Să notăm cu R, P, Q, R. Când se notăm cu Q, probabilitatea celor impare în varianta, în evenimentul Y, aici voi avea 2Q și aici voi avea doar Q. Bun, și de aici o repartiție de genul ăsta înseamnă că am 4Q este 1 și rezultă că Q este 1 pe 4. Bun, cum arată repartiția lui Y când în X s-a emis simbolul 1? Păi, se mai pot emite simbolurile 0, 2 sau 3. Să notăm cu R probabilitatea pentru cele impare, deci voi avea 2R, 2R și R. Și de aici înseamnă că am 4R
5R, mă scuzați. Asta mă uitam și eu, că nu mi-am băut cafeaua, că nu beau cafea. 5R, mulțumesc că... Oricum nu avea cum să fie identică, pentru că variantele sunt diferite în cazul ăla. Și rezultă că R este 1 pe 5. Bun. Cum arată repartiția lui Y când s-a emis simbolul 2? Acum, ea va avea alte variante, da? Pentru că se mai pot emite simbolurile 0, 1 sau 3, dar ca și sumă, ca și repartiție, va fi similară cu repartiția când s-a emis simbolul 0, pentru că ne mai rămâne un simbol par și două simboluri impare. Deci aș putea să zic că asta este 2Q, asta este Q și asta este 2Q, pentru că Q tot 1 pe 4 o să fie. Iar repartiția lui Y când s-a emis simbolul 3, se mai pot emite la simbolul 3 de... La 3 ați spus 2Q, trebuie să fie un Q. La 3 am pus 2Q, da, ok. Hai să-l șterg, că de undo e mai complicat. Ia asta să iau eu instrumentul de ștergere și mai micuț un pic, că deja e cam mult. Și aici am greșit ăsta. Corect, mulțumesc frumos. Bine, descris, am scris dimineața. Că tot ăla e... Nu e chiar așa dimineața pentru mine, cu noaptea dinainte a fost mai complicat, dar e ok. Bun, deci revenind. Am varianta cu când se emite simbolul 3 în X, îmi rămân că se mai pot emite 0, 1 sau 2. Deci, practic, tot două simboluri pare și un simbol impar, care seamănă cu cazul în care X a fost 1. Deci aici o să am 2R, R și 2R, de unde rezultă că R va fi tot 1 pe 5. Bun, acum, având această explicitare a evenimentului al doilea care depinde de primul, cantitatea totală de informație din cele două evenimente, X și Y, va fi în felul următor. Va fi suma între cât obțin în X, care este independent de orice altceva, plus cantitatea lui de informație obținută din Y condiționat de X. Da, să scriu și eu mai explicit ce vreau să zic. Aici era condiționat de X. Bun, acum, cum calculez? Ca să calculez cantitatea din X nu e o problemă, că este cu Shannon și am deja repartiția. Dar cum calculez cantitatea de informație din Y condiționat de X? Păi însumez cantitatea obținută din fiecare caz individual al lui Y, ponderat cu cât de probabil este să se ajungă acolo, adică ponderată cu probabilitatea variantei respective în X. Deci o să fie sumă după X mic din X mare, din probabilitatea variantei X mic, așa, înmulțit cu cantitatea de informație obținută din evenimentul Y condiționat de varianta individuală. Aceste cantități de informație sunt calculate pentru aceste variante de aici. Ok? Deci, practic, eu n-am decât să însumez cantitatea de informație obținută din primul eveniment independent, plus cât obțin în cazurile celui de-al doilea, ponderat cu cât de probabil este să se ajungă în cazul respectiv. Și să reținem, deci, că aveam probabilitățile respective. Ia să ne deplasăm un pic ca să ne fie mai ușor și ne întoarcem la ele. Deci, hai să calculăm H de X. Da? O să fie. H de X, avem repartiția lui X, era cu 1 pe 6 probabilitatea variantei impar. Înseamnă că am, pentru H de X, am două variante pare cu probabilitate de 2 ori 1 pe 6, deci 1 pe 3, logaritmul în baza 2 din inversul probabilității, și am distribuit minusul din față și am răsturnat fracția la logaritm, plus două variante impare cu probabilitate 1 pe 6, logaritmul în baza 2 din 6. Și obțin că H de X o să fie cine? Păi 2 pe 3 logaritmul în baza 2 din 3, 2 pe 3 logaritmul în baza 2 din 3, plus 1 pe 3 logaritmul în baza 2 din 2, care face 1, plus 1 pe 3 logaritmul în baza 2 din 3. Deci obțin că H de X va fi 1 pe 3 plus 2 pe 3 și cu 1 pe 3 face 1 logaritmul în baza 2 din 3, care se măsoară în biți.
Deci obțin primul termen al sumei, e ăsta. Bun, haideți să vedem cât este h de y condiționat de x mic par. Pentru că am în două cazurile, și când x e 0 și când x e 2, arată la fel repartiția în y. Bun. Mi-a mai rămas o singură variantă pară și dacă ne uităm în cazul respectiv, aveam Q egal cu 1 pe 4, probabilitatea variantei impare. Deci o să am o variantă pară care are 2 ori 1 pe 4, adică 1 pe 2, logaritm în baza 2 din 2, plus două variante impare care au probabilitatea 1 pe 4, deci 1 pe 2, logaritm în baza 2 din 4, adică inversul lui 1 pe 4, că am distribuit semn. De unde rezultă că h condiționat de x mic, h de y condiționat de x mic par, mă scuzați. Să revenim la ce făceam. Ok, va fi 1 pe 2 ori logaritm în baza 2 din 2 care face, din 4 care face 2, o să fie 2 pe 2, adică 1, plus și 1 pe 2 logaritm în baza 2 din 2 face 1 pe 2. De unde rezultă că asta este 3 pe 2 și se măsoară în biți. Bun, și acum ne interesează să vedem cât este h de y mare condiționat de x mic impar. Ok? O să fie, în varianta aceasta, aveam repartiția cu două variante pare rămase, o variantă impară și avem probabilitatea variantelor pare 2 pe 5 și imparele 1 pe 5. Deci am două variante pare cu probabilitate 2 pe 5 înseamnă 4 pe 5, logaritm în baza 2 din 5 pe 2, că atât are probabilitatea unei, probabilitatea unei variante impare este 1 pe 5, adică R, parele sunt 2 pe 5, și am răsturnat fracția aici, plus o variantă impară cu probabilitatea 1 pe 5, logaritm în baza 2 din 5. Bun, și dacă dezvolt mai departe, obțin că h condiționat de x mic impar va fi 4 pe 5 logaritm în baza 2 din 5 plus 1 pe 5 logaritm în baza 2 din 5, o să facă logaritm în baza 2 din 5, ok, minus. Și aici am 4 pe 5 și logaritm în baza 2 din 1 pe 2, că de aici minusul, logaritm în baza 2 din 2 face 1. Deci minus 4 pe 5. Și asta se măsoară în biți. Și acum, ca să calculăm cantitatea totală de informație, și anume h de x și y, hai să scriu și eu mai frumos, deși... Așa, bun, pun tableta totuși pe masă. H de X și Y va fi H de X. L-am calculat mai devreme și era 1 pe 3 plus logaritm în baza 2 din 3. Deci este 1 pe 3 plus logaritm în baza 2 din 3. Plus. N-am calculat H de Y, da, n-am tot agregat, mă scuzați. Hai să le facem pe rând. Am calculat cazurile individuale în Y, dar n-am calculat cantitatea totală de informație din Y. Așadar, h de y condiționat de x va fi. Trebuie să înmulțesc, să adun cantitățile din evenimentele individuale ponderate cu probabilitatea în prima variantă. În primul eveniment. Am două variante pare. Probabilitatea unei variante pare din primul eveniment era de 2 ori 1 pe 6, deci 1 pe 3. Două variante pare ori 1 pe 3. Și cât obțin în Y când X a fost par? Păi obțin când X a fost par, zice 3 pe 2. Ori 3 pe 2. Plus două variante impare cu probabilitatea 1 pe 6 în X, fiecare, înmulțit cu cât obțin în Y când X a fost impar. Păi obțin logaritm în baza 2 din 5 minus 4 pe 5. Adică logaritm în baza 2 din 5, minus 4 pe 5. Bun, și dacă dezvolt mai departe, chestia asta, asta înseamnă 1, că mi se simplifică, plus 1 pe 3, logaritmul baza 2 din 5, minus 1, minus 4 pe 15, că am distribuit 1 pe 3 cu 1 pe 5, minus 4 pe 15, ok. Și dacă dezvolt mai departe chestia asta, înseamnă să amplific cu 15 acolo și am 15 minus 4, 11,
pe 15, plus 1 pe 3 logaritm în baza 2 din 5. Deci h de x și y va fi h de x, care h de x în cazul meu era calculat și era 1 pe 3 logaritm, 1 pe 3 plus logaritm în baza 2 din 3. Deci 1 pe 3 plus logaritm în baza 2 din 3, plus h de y condiționat de x, adică este 11 pe 15 plus 1 pe 3 logaritm în baza 2 din 5. Deci h de x și y va fi, amplific cu 5 acolo, 1 pe 3 ca să-l adun cu 11 pe 15, să păstrez tot într-o fracție și o să obțin 5 plus 11, o să obțin 16 pe 15 plus logaritm în baza 2 din 3 plus... E 14, cred. 5 plus 11, a spus. Scuze, da. Da, scuze, da, e ok, nu e problemă, e în regulă, e ok. Sper să nu fi greșit până acolo, dar dacă n-am fost atent la cap. Plus 1 pe 3 logaritm în baza 2 din 5. Și toată chestia asta se măsoară în biți. Deci, ce mă interesează în toată povestea asta este cum gândim problema și o problemă de evenimente condiționate o gândim în felul următor. Am două evenimente. Primul este independent și îi scriu repartiția, pun condiția ca suma probabilităților să facă 1, să fie complet determinat. Din asta aflu care e repartiția. Bun, am aflat repartiția lui, pot calcula cantitatea de informație cu formula lui Shannon, însumând probabilitățile ponderate cu logaritm în baza 2 din probabilitate, din inversul probabilităților, dacă distribuim semnul, că e cu minus formula lui Shannon. Da, aveți formula lui Shannon în curs. Bun, al doilea eveniment depinde de primul și n-am decât să explicitez cum arată repartiția celui de-al doilea eveniment în funcție de primul. Și mă uit și eu ce cazuri sunt, și descriu ce variante se mai pot întâmpla în al doilea. Pentru că, de regulă, am o definiție funcțională, știu cum arată al doilea eveniment în funcție de primul. În cazul nostru trebuie să fie simbolul distinct. Scriu repartițiile individuale pentru cazurile din al doilea în funcție de primul, determin care sunt probabilitățile fiecărei variante, deci determin repartiția, după care, ca să aflu cantitatea totală de informație din al doilea, pardon, din total, adun cât obțin din primul, plus cât obțin din al doilea condiționat de prim. Ca să calculez cât este cantitatea din primul, aplic Shannon pe repartiția lui, iar ca să calculez cât obțin din, în al doilea condiționat de primul, trebuie să calculez cantitățile de informație pentru fiecare caz din al doilea, cazuri individuale, depinzând de varianta din primul, și să le însumez, ponderându-le cu cât de probabil este să se ajungă acolo, adică ce probabilitate are varianta respectivă în primul, în prima repartiție. Eu asta am făcut când am calculat cantitatea totală din al doilea condiționat de primul. Am înmulțit cu probabilitatea variantei respective în primul eveniment și practic am totalizat cât obțin din al doilea în fiecare caz individual, înmulțind cu ce probabilitate avea varianta respectivă în primul eveniment. Și cantitatea totală de informații o să fie suma celor două, cât obțin din primul plus cât obțin din al doilea condiționat de prim. Genul ăsta de exercițiu, să știți că probabil că nu îl veți avea la test, dar face parte din, mă rog, ce-o fie evaluarea, cum se desfășoară examen, dar face parte din explicațiile legate de teoria transmiterii informației și când am prezentat că nu se știe niciodată ce exerciții și cum aveți. Bun, următoarea discuție în contextul transmiterii informației este despre coduri detectoare și corectoare de erori. Și aici o problemă se pune în felul următor. Când emitem informații, când transmitem un semnal, semnalul merge printr-un mediu, pot apărea perturbații, astfel încât la recepție să fie alterat și să se recepționeze altceva decât s-a emis. Pentru că, și anume, apar tot felul de interacțiuni electromagnetice în câmp electromagnetic, dacă transmitem așa semnalul, sau chiar optice, prin medii optice, se pot modifica parametrii semnalului transmis, că se transmite modulând în amplitudine, frecvență sau fază și aceste caracteristici s-ar putea să se schimbe la recepție. În acest context, ne interesează să asigurăm o proprietate semnalului transmis,
ca la recepție să verificăm dacă se mai păstrează acea proprietate. Și există un cod CRC, Circular Redundancy Check, coduri polinomiale ciclice, care încearcă să asigure divizibilitatea polinomelor cu un polinom generator. Aceste exerciții sunt de două feluri în teoria noastră. Ce se întâmplă la emisia de semnal și ce se verifică la recepție. Așadar, la emisie, deci coduri polinomiale ciclice, problema este la emisie. Ni se dă un mesaj și vrem să-l codificăm cu un polinom generator. Să spunem că ni se dă mesajul 1, 1, 0, 1, 1. Și vrem să-l codificăm cu polinomul generator g de x, x pătrat plus x plus 1. Acum, în practică, se utilizează o fereastră de mesaj ceva mai mare. Se codifică un număr de biți la rând, dar nu cât am luat eu acolo, 5 biți. Și polinome generator cu termeni numere prime de la 127 încolo, adică nu e atât de mic. Da, noi explicăm teoretic ce se face și același lucru veți găsi cu alte cifre în practică, că se folosește la transmisie de date. Acum, ce se face? Păi scriem polinomul asociat mesajului nostru. O să notăm m de x. Termenii din mesaj sunt coeficienții polinomului. Și avem 1 ori x și numărăm câte cifre mai avem după ăsta, da? Deci 1 ori x la a patra plus 1 ori x la a treia. Nu avem x la a doua, dar avem x și 1. Deci cifrele acelea sunt coeficienții polinomului. Ne uităm și noi la grad și scriem coeficienții. Da? Avem 1 ori x la a patra plus 1 ori x la a treia plus x plus 1. Acest polinom ar putea să aibă din start grad mai mare decât generatorul. Dar imaginați-vă ce se întâmplă dacă am decodificat un mesaj care începe cu mulți de 0. Pot avea cazul în care polinomul acesta are grad mai mic decât generator. Eu vreau să-l împar la generator să-i aflu restul. Bun. Deci ce facem în algoritm este să creștem gradul polinomului asociat mesajului cu gradul generatorului. Practic vom înmulți și vom obține m prim de x, înmulțim pe m de x cu x la grad de g de x. Bun. Indiferent cum sunt raportul gradelor, algoritmul merge pe orice date de intrare și deci nu ne interesează cum sunt raportul gradelor. O să mulțim totdeauna cu termenul generatorului. Îi crește eu gradul ăsta cu 2, că generatorul are termenul 2. Și o să obțin x la a 6-a plus x la a 5-a plus x la a 3-a plus x pătrat. Acest polinom are din construcție grad mai mare decât generatorul și la împărțirea cu generatorul nu o să obțin pe el însuși ca rest. Și acum îl împărțim la generator, care generator este x pătrat plus x plus 1. Ne vrem să transmitem coeficienți numere din 0, 1, că transmitem biți, așadar împărțirea asta o facem întotdeauna în Z2. Deci nu împărțim în orice clasă de resturi, ci în Z2. Domnule profesor, iertați-mă că vă întreb. Da. De unde vine acest m de x? De unde... Da, nu vă mai cer scuze că mă întrebați, că de-aia e seminar, laborator și ofi, deci e ok că mă întrebați și scopul este să ne lămurim împreună, pentru că altfel materia nu are atât de mare relevanță. Eu am scris m de x folosind coeficienții mesajului pe care trebuie să-i transmit. Deci acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmit, da? Și am folosit biții acelui mesaj pentru a scrie termenii polinomului. Da, scopul este să ne lămurim împreună, așa încât orice pas nu îl înțelegeți, întrebați-mă că de-aia suntem aici. Bun, deci asta am făcut. Am folosit termenii din mesajul de codificat ca și termeni pe care, ca și coeficienții ai polinomului meu. Așa am scris m de x. Bun, și vrem să împărțim acest polinom m' care e m de x crescându-i gradul cu gradul generatorului, la polinomul generator. Vrem să construim un polinom divizibil cu generator. Acum, problema este polinomul meu. Deci împărțirea o fac întotdeauna în Z2, pentru că e posibil ca... scopul meu este, dacă împar două polinoame în Z10, voi obține coeficienți din Q. Ori eu nu vreau să, nu am cum să transmit fracții, nu am cum să transmit coeficienți din Q. Trebuie să transmit coeficienți din 0 sau 1. Și împărțind în Z2, așa ceva obțin.
Bun. Am x la a patra. Nu o să scriu minus, o să ne adun, pentru că știu că în Z2, Z la K plus X plus, mă rog, X la K plus X la K obțin 0, X la K de se reduc prin adunarea cu el însuși. Și scriu termenii X la a 6 plus X la a 5 plus X la a 4. Continui să fac împărțirea, reduc termenii respectiv și obțin X pătrat plus 1, adică X pătrat plus X plus 1. Reduc termenii. A 3, nu știu dacă e doar x pătrat acolo. X pătrat plus x la 3. Simplificat. Mă scuzați. Bun, hai să luăm, așa e. Mă grăbeam eu, dar nu e asta. Deci continui, mai am de împărțit. Deci i-am redus pe aceștia 2 și obțin x la 4 plus x la 3 plus x pătrat. Continui să împart. Plus x pătrat. Asta înseamnă x la 4 plus x la a treia, plus x pătrat. Bun. Întâmplător am luat un caz care nu mă ajută să explic, dar obțin că restul este polinomul 0. Că mi se reduc asta. Bun. Indiferent ce rest aș fi obținut, pentru ca polinomul m' să se divide cu generatorul, ar trebui să-i adun lui m' restul. Deci aș obține polinomul t de x, obținut ca m prim de x plus r de x. În cazul meu, nefericit ales, dar o să mai iau unul, m prim este divizibil din star cu generatorul, dar nu contează ce rest e. Important este să adunați acest rest polinomului pe care l-ați împărțit, de împărțit. Și obțin un polinom divizibil cu generatorul. X la 6 plus x la 5 plus x la 3 plus x pătrat. N-am luat exemplu gândindu-mă la așa și, mă rog, întâmplător mi se divid fără să mai trească să fac nimic. Ei, coeficienții acelui polinom îi transmit. Deci se transmite am 1x la a 6-a, 1x la a 5-a, 0x la a 4-a, 1x la a 3-a, 1x pătrat, 0x și 0x la 0. Deci se transmite mesajul ăsta. Pentru polinomul respectiv, mi se transmit coeficienții polinomului construit să fie divizibil cu generator. Ok? Bun, haideți să mai luăm un exemplu, pentru că l-am luat eu pe ăsta nefericit. Și să zicem că ni se dă la emisie să codificăm 1, 0, 1, 1, 0 cu generatorul G de X, x la a treia plus x plus 1. Scriu polinom asociat mesajului meu, m de x, cu coeficienții respectivi. Am 1 x la 2, 4, deci x la a patra, dar să scriu mai frumos să se vadă un pic mai bine, x la a patra plus. Tot am tendința să... Ok. Plus. Hai că nici ăsta n-a ieșit plus, dar înțelegeți voi. X la a patra plus. Coeficientul meu de acolo mai sunt x pătrat plus x și n-am termen liber. Îi cresc gradul ăsta cu gradul generatorului ca să aibă sens împărțirea indiferent de grade. Deci, practic, înmulțesc cu x la a treia polinomul meu și voi obține x la a șaptea plus x la a cincea plus x la a patra. Împart acest polinom la generator, da, x la a treia plus x plus 1 în z2. Mă rog, scriu mai departe că o să mai iau și o termen pe aici și... Ok, deci împărțirea o facem în z2. Și înseamnă x la a patra. X la a patra înseamnă x la a șaptea plus x la a cincea plus x la a patra. Hai că am reușit și cu asta să obțin aceeași problemă. Trebuie să iau număr de termeni diferiți. Obțin restul că este 0. Și se transmit coeficienții lui t de x, care e tot una cu m prim de x în cazul nostru, plus r de x. Adică se transmit coeficienții polinomului x la a 7-a. 1 pentru x la a 7-a, 0x la a 6-a, 1x la a 5-a, 1x la a 4-a, 0x la a 3-a, 0x pătrat, 0x, 0 termen liber. Da. De ce este 2, obligatoriu? 4, 6, 6. Vă rog? De ce este obligatoriu să creștem gradul cu... Da, este obligatoriu să creștem gradul cu generatorul, indiferent ce raport au gradele.
pentru că algoritmul nostru trebuie să meargă indiferent de datele de intrare și algoritmul este făcut de așa natură încât asigură că gradul polinomului de împărțit e mai mare decât gradul generatorului. Deci pasul acesta de creștere a gradului este indiferent de valorile gradelor. Hai că iau tot, cu plăcere. Mai iau totuși un exemplu, dacă tot am zis, și de data asta o să iau număr de termeni diferiți în mesaj față de generator. 10110 cu g de x, x pătrat plus 1. Și scriu m de x cu coeficienții de acolo. Am 1, x la 2, 4 după el, x la 4, scriu și eu x la 4, plus, n-am x la 3, am x pătrat plus x și n-am termen liber. Obțin m prim de x ca fiind x la 6 plus x la 4, că aveam 2 de crescut, plus x la 3 și îl împart la x pătrat plus x, x pătrat plus 1, scuze. Ok, și obțin x la 4, adică x la 6 plus x la 4. Mi se reduc termenii respectivi, plus x, adică x la 3 plus x, se reduc și ăștia și obțin că r de x este x. Deci, polinomul meu pe care îl transmit va fi suma între de împărțit și rest, că dacă ar mai fi avut x-ul ăsta, polinomul meu s-ar fi împărțit. Deci dacă mai aveam un termen aici în polinomul meu x, se reducea și obțineam restul 0. Și în cazul meu, t de x va fi x la 6 plus x la 4 plus x la 3 plus x. Și transmit coeficienții acestui polinom. Și anume 1x la 6, 0x la 5, 1x la 3, 1 la 4, pardon, 1x la 3, 0x pătrat, 1x și 0 termen liber. Deci, după ce am scris polinomul, după ce am construit un polinom divizibil cu generatorul, ceea ce transmit sunt coeficienții acelui polinom și anume biții aceștia. Da? Deci mă uit și eu ce termen am și scriu 1 pentru coeficienții termenilor prezenți și 0 pentru cei care nu sunt. Deci asta se face la emisie. Se scrie polinom asociat mesajului, m de x, se crește gradul cu gradul generatorului, se împarte la generator în z2, după care restul obținut se adună la polinomul respectiv, obținând un polinom divizibil cu generatorul, ai cărui coeficienți îi transmit. Bun, asta se întâmplă la emisie. Acum, ce facem la recepție? La recepție vom primi un mesaj. Să spunem 1 1 0 1 1 0. Și ni se spune cu ce polinom a fost codificat. Să spunem că a fost codificat cu g de x, x pătrat plus 1. Nu știu dacă am luat ceva relevant vis-a-vis de ce aveam înainte. Puteam să luăm un mesaj care să fie un pic diferit față de ce s-a emis, dar ideea e că la recepție trebuie să știu cu ce polinom a fost generat, a fost codificat, că practic ce fac este să verific dacă se mai divide cu acest polinom. Deci scriu polinomul asociat mesajului recepționat, îl notăm cu t prim de x pentru că e posibil să fie diferit de ce s-a emis și am coeficienții aceia. În cazul meu, x la, mă uit câte grade sunt, 2, 4, 2, 4, 5. X la 5 plus x la 4, n-am x la 3, am în schimb x pătrat, am x și n-am termen liber. Bun, și eu știu că din construcție se împărțea la generator, era divizibil cu generator. Și verific chestia asta, dacă se mai împarte la generator. Acum, există o teoremă care zice că dacă două polinome se divid într-o clasă de resturi, ele se divid în orice clasă de resturi. Și deci putem să împărțim în ce dorim noi, inclusiv în Z10, dar propun să lucrăm tot în Z2 pentru că se reduc termenii adunându-i cu ei înșiși și avem mai puțin de greșit. Adică e mai simplu să împărțim în Z2. Bun. Și scriu și eu x la 3, deci voi avea x la 5 plus x la 3. Obțin x la 4 plus x la 3 plus x pătrat plus x. Continui să împart. Plus x pătrat, adică x la 4 plus x pătrat.
mi se reduc termenii ăștia și rămân cu x la a treia plus x. Plus x, deci x la a treia plus x, x la a treia plus x, da? Și mi se reduc toți termenii și obțin restul ca fiind 0. Dacă restul e 0, înseamnă că se mai păstrează proprietatea că se divide mesajul asociat, polinom asociat mesajului recepționat cu generatorul. Și deci, în acest caz, consider că nu am eroare de recepție, pentru că proprietatea se păstrează, e divizibil. Dar dacă nu, dacă aș obține rest diferit de 0, înseamnă că sigur nu s-a recepționat ce s-a emis, pentru că nu mai are proprietatea că se divide cu generatorul. Și deci, interpretarea la recepție asta este, dacă am rest 0, polinomele se divid, adică, și deci înseamnă că am recepționat corect, iar dacă nu am, dacă am rest diferit de 0, se cere retransmiterea mesajului pentru că nu se mai respectă proprietatea, desigur nu s-a recepționat ce s-a emis. Codul acesta nu este corector, este doar detector de erori și scopul nu este deci să asigure o proprietate emisiei care se verifică la recepție. Și dacă nu mai e prezentă proprietatea, înseamnă că nu i s-a recepționat corect. Bun. Asta este cod doar detector de eroare. În teorie, prin anii 50, s-a dezvoltat un cod care nu se folosește în practică, dar materia noastră, v-am spus, că este cea mai importantă pe care a făcut-o în facultate, după ce l-a făcut pe toate celelalte, și pot să spun asta și pe înregistrare, că asta cred. În sensul că e o materie care vă prezintă niște lucruri, dar o parte din ele se întâmplă și se folosesc în calculator, altele sunt pentru mintea noastră și, mă rog, așa e programa, nu mă întrebați de ce. Bun. Adică sunt multe lucruri pe care le-am putea învăța împreună din matematică și nu numai, dar pe astea le învățăm. Acum o să discutăm un cod care este și corector de eroare, nu doar detector. Și se numește codul Hamming. Hai să scriu și eu mai frumos să se înțeleagă cei doi de mână acolo. Deci codul Hamming. Codul Hamming se bazează pe divizibilitatea, pe paritate încrucișată oarecum și poate corecta o eroare, un bit în eroare. Codul Hamming presupune următoarele chestiuni. La emisie ni se dă o secvență de biți, să zicem 1011. Ne punem problema să asociem cifre de control acestui mesaj în felul următor. Ca să aflăm câte cifre de control ne trebuie, ideea e că noi vom transmite un mesaj compus din cifre de control și cifrele mesajului nostru. Cifrele de control se vor găsi pe poziții puterea lui 2. Și ca să avem suficiente cifre de control, trebuie ca următoarea cifră de control, dacă mai avea încă una, să se afle în afara mesajului. Adică, condiția pe care trebuie să o respecte mesajul nostru este, dacă notăm cu K numărul de cifre de control, următoarea cifră de control, dacă mai avea încă una, ar fi pe poziția 2 la K, adică valoarea maximă a K-ului, și ăsta trebuie să depășească mesajul nostru, să fie cel mult ultima cifră. Adică să fie mai mare sau egală decât câte cifre avem în mesaj, plus câte cifre avem de control, plus 1. Adică, pentru a afla câte cifre de control ne trebuie, trebuie să rezolvăm această inecuație. Deci să aflăm care este primul K, care respectă relația că 2 la K e mai mare sau egal decât câte cifre avem în mesaj, plus câte cifre de control avem, plus 1. 2 la K mai mare sau egal decât M plus K plus 1. Ca să țineți minte această inecuație, inegalitate, trebuie să, mă rog, inecuație că avem un termen de aflat, trebuie să vă gândiți așa, să știți că cifrele de control sunt pe poziție puterea lui 2 și să vă gândiți că următoarea cifră de control ar ieși din mesaj. 2 la K, dacă K e maximul, câte cifre de control am, ultima se va afla pe poziția 2 la K. E, ultima ar fi în afara mesajului. Câte cifre are mesajul? Pe M plus K. M plus K plus 1 înseamnă următorul bit după cifrele din mesajul nostru. Bun, haideți să aflăm și noi cât este K în cazul nostru. Deci cât este primul K pentru care 2 la K e mai mare sau egal decât M plus K plus 1. În cazul nostru, M este 4, cam 4 cifre în mesaj.
Deci ar trebui ca 2 la K să fie mai mare sau egal decât 4 plus K plus 1, adică K plus 5. Care e primul K de la care se verifică relația? Păi K e 3, că 2 la 3 înseamnă 8 și e mai mare sau egal decât 5 plus 3, care e 8. Dacă K ar fi 2, 2 la 2 a 4, 4 nu e mai mare sau egal decât 7. Și evident, dacă K ar fi 4, 16 este mai mare sau egal decât 9, dar deja aveam o valoare care verifica relația înainte. Scopul nostru este să transmitem cât mai puține cifre, deci ne interesează K să fie minimul dintre valoarele care verifică acea relație. Bun, am aflat cât este K. Știu câte cifre de control îmi trebuie. Ce voi transmite sunt... Deci ce se transmite este mesajul compus din pe poziție puterea lui 2, voi avea cifre de control. Primul index e 1, care e 2 la 0. Deci primul index din ce transmite cifre de control. Următorul index e 2, care iară e puterea lui 2. Deci încă o cifră de control. Pe urmă vine prima cifră din mesaj. 4 iar e puterea lui 2, e cifră de control. Următoarele M cifre sunt cifre preluate din mesaj. Deci voi transmite 7 cifre în cazul nostru, pentru că transmit 4 din mesajul inițial plus 3 de control. Și compun și eu mesajul transmis, știind că pe pozițiile puterea lui 2 sunt cifre de control. Restul sunt cifre din mesaj. Practic, indexul 3 din mesajul transmis corespunde primei cifre din mesaj, adică voi transmite 1. Indexul 5 e următoarea cifră din mesaj, adică 0. Indexul 6 este ăsta de aici. Indexul 7 este ăsta de aici. Deci ce transmit va avea pe poziție puterea lui 2 cifre de control, și în rest voi avea la rând cifrele mesajului meu. Acum, ce nu știu eu în momentul de față este ce valoare au aceste cifre de control. Deci cunosc mesajul meu, dar nu știu cifrele de control. Ca să aflu cifrele de control, trebuie să scriu matricea Hamming. Matricea Hamming are K linii, câte cifre de control am, și M plus K coloane. Adică are atâtea coloane câte cifre are mesajul meu. Bun, cum scriu matricea Hamming? Scriu indexii de la 1 la M plus K în binar, pe verticală, pe K biți. Și mă apuc și scriu și eu. Scriu indexii, da? Indexii mei din mesaj sunt ăștia. Transmit cifrele cu indexul 1, 2, 3 până la 7. Astea nu fac parte din matrice, da? Sunt ca să mă ajute să scriu matrice. Matricea o scriu dezvoltând aceste numere pe K biți. Păi, câți biți am eu? K e 3. Cum arată 1 pe 3 biți? 1 în binar arată 1. Și 1 pe 3 biți se zice 0, 0, 1. Îi scriu pe vertical. Stai să scriu și eu 1 ăsta fără... Bun. Cum arată 2? Păi 2 este 1, 0. Pe 3 biți este 0, 1, 0. 3 în binar e 1, 1. Cum arată 3 pe 3 biți? Pe ăștia 3 biți. 0, 1, 1. 4 e 1, 0, 0. Și 5 este 1, 0, 1. 6 este 1, 1, 0. Adică 4 plus 2. Și 7 e 4 plus 2 plus 1. Aceasta este matricea Hamming. Înțelegeți? Deci am scris-o dezvoltând indexii în binar pe câte cifre de control am. Trebuie să știți că matricea Hamming are atâtea linii câte cifre de control avem și atâtea coloane cât biți are mesajul nostru. Bun. Dacă înmulțesc matricea Hamming cu vectorul mesaj transpus, adică cu vectorul mesaj este ăsta, e ce transmit, la emisie pun condiția ca să fie zero rezultatul. Acum eu o să și scriu vectorul mesaj ca să îmi fie ușor să înmulțesc. Deci îl șterg pe ăsta micul de aici și dezvolt cine este vectorul mesaj în cazul meu. Păi, vectorul mesaj va avea C1, C2, cifre de control, M3, cifre din mesaj, C4, cifre de control. Următoarele nu sunt puterea lui 2 și vor fi preluate din mesajul nostru. Înmulțind matricea Hamming cu acest vector transpus, trebuie să obțin 0, eroarea. Când înmulțesc
chestia asta care are 3 linii și 7 coloane cu ăsta care are 7 linii și o coloană, voi obține un vector, o matrice care are o linie și 3 coloane. Bun, deci trebuie să obțin, pun condiția ca mulțirea matricii Hamming cu vectorul transpus al mesajului emis să fie fără eroare. Bun. Și mă apuc și eu și scriu înmulțirea de aici. Am 0, 0C1 plus 0C2 plus... Nu, deci înmulțesc prima linie cu coloana mea. 0C1 plus 0C2 plus 0M3 plus 1C4, deci C4 plus 1 ori M5. Înmulțesc prima linie de aici, da? Asta de aici, cu coloana mea. Plus 1M6 plus 1M7 să facă 0. Operațiile sunt modulo 2 de adunare, dar nu mai scriu cerculețul că încarc și mai mult schema. Deci am înmulțit prima linie cu chestia aia. Da? Și am 0C1 plus 0C2 plus 0M3 plus 1C4 plus 1M5 plus 1M6 plus 1M7. Bun, continui. Mă duc la a doua linie și am 1C2 plus 1M3 plus, restul sunt zerouri, dar am 1M6 plus 1M7. Și asta trebuie să facă 0. Și când înmulțesc ultima linie de aici, voi avea 1C1 plus 0C2 plus 1M3 plus 1M5, plus 1M7. Și asta trebuie să facă 0. Și am înmulțit linia respectivă, înmulțirea de matrice. Și acum vă dați seama, în adunare modulo 2, dacă 4 înmulți cu chestia de aici face 0, cât o să fie C4? Păi o să fie chiar M5 plus M6 plus M7, că adunându-l cu el însuși face 0 ceva. Deci, din operația respectivă, obțin că C4 este M3 plus M5 plus M, plus, pardon, este, nu era, era altceva, da, să șterg asta. Eu termenii aveam că sunt M5 plus M6 plus M7 la C4, da? Deci era M6, M5, F6, M7. Revin. Deci C4 va fi M5, dacă și schimb să scriu, este M5 plus M6 plus M7. C2 este M3 plus M6 plus M7. Asta era ce obținusem aici. Ok? Și C1 este suma dintre index și impari. Totdeauna este suma între index și impar, dar cum se scriu numerele, pentru că numerele sunt par-impar la rând. Și C1 este M3 plus M5 plus M7. Deci am determinat cum se calculează cifrele de control și trebuie să determin care sunt cifrele de control. Și în final voi transmite mesajul C1, C2, M3, C4, M5, M6, M7. Haideți să preluăm valorile din mesajul nostru inițial pentru cifrele mesajului. Mesajul nostru inițial decodificat era acesta, 1011. Și mă duc și eu și scriu cifrele din mesajul meu aici, 1011. Corespunzător, trebuie să scriu care sunt cifrele de control din sumele astea. Da? Și să vedem ce valori sunt. C1 este M3 plus M5 plus M7. M3 e 1, plus M5 e 0, plus M7 e 1. Suma modulo 2 face 0. Și scriu și eu că C1 este 0. C2 este M3 plus M6 plus M7. M3 este 1, M6 este 1, M7 este 1, suma modulo 2 face 1. Deci scriu C2 că e 1. Și C4 este suma dintre ultimii 3, M5, M6, M7, care înseamnă 0 plus 1 plus 1 face 0. Și scriu și eu 0 aici. Deci răspunsul este că pentru mesajul 1011, că asta avusese un mesaj inițial,
se transmit acești 7 biți, și anume se transmit biții 0110011. Deci la emisie ceea ce se face este următorul lucru. Ni se dă un mesaj inițial și trebuie să aflăm câte cifre de control ne trebuie. Ca să aflăm asta, rezolvăm și noi 2 la K mai mare sau egal decât M plus K plus 1, unde, v-am zis, țineți minte că următoarea cifră de control s-ar afla în afara mesajului. Cam asta zice inecuația de acolo. Aflu K egal 3. Știu că pe poziții puterea lui 2 voi avea cifre de control, iar în rest voi avea cifre preluate din mesajul meu inițial. Ca să aflu cifrele de control, scriu matricea Hamming, care are atâtea coloane câte cifre transmit și atâtea linii câte cifre de control sunt. De fapt, fiecare linie va da o cifră de control. Și înmulțind această matrice cu ce transmit, vectorul mesaj transpus, de fapt, pun condiția să nu am eroare. Să am pentru fiecare bit de eroare 0. Și ca să, în momentul în care mulțesc liniile cu chestia respectivă, voi obține că suma între cifra de control și niște biți din mesaj face 0. Ca să facă 0 suma modulo 2, înseamnă că cifra de control e egală cu acea sumă de biți din mesajul inițial. Și aflu și eu cu cine, din cine calculez cifrele de control. Da? Deci aflu că C1, spre exemplu, e M3 plus M5 plus M7. N-am decât să mă uit cât sunt biți ăștia în mesajul meu inițial, știind că scriu pe poziția lui 2, pe poziție puterea lui 2 cifre de control, iar restul biților îi preiau din mesajul inițial. Deci am preluat M3, M5, M6 și M7 din mesajul inițial la rând. 1, 0, 1, 1 am avut mesajul inițial. Mesajul inițial este compus din cifrele astea. Asta, ok, cu asta, cu asta și cu asta și le-am scris la rând. Iar restul cifrelor sunt biți de control, pe care i-am calculat după ce am aflat, am înmulțit matricea Hamming cu mesajul, am pus condiția să n-am eroare, am aflat din cine se calculează cifrele de control și am folosit valorile respective să aflu care sunt valorile lor. Bun, deci practic ne interesează pentru un mesaj dat să aflăm din cine se calculează cifrele de control, ce valoare au și cum arată macheta transmisă. Și anume asta. Ne puteți arăta, vă rugăm încă o dată, cum se obține matricea Hamming? Aia da. nu am înțeles. Matricea Hamming este foarte ușor de scris. Practic, trebuie să știți câți biți aveți de transmis și să scrieți șirul de numere pentru fiecare index. Da, am de transmis 7 biți. Am scris și eu, de la 1 la 7, numerele. Dar le-am scris în binar pe K biți și evident pe verticală. Deci aici am scris pentru 1, am scris 1 în binar. 1 în binar e 1, da? Și am scris 1 pe 3 biți pe verticală. 1 pe 3 biți e 001. Și așa arată coloana corespunzătoare indexului 1. Coloana corespunzătoare indexului 5, spre exemplu, 5 în binar, 5 din zecimal, în baza 2 se scrie 101. Că e 4 plus 1. Și am scris pe 3 biți valoarea aia, adică 101. Șaptele, l-am scris ca fiind 4 plus 2 plus 1 în binar, adică 111, și așa am obținut coloana pentru cifra 7. Deci matricea Hamming se scrie dezvoltând indexul în binar. Și trebuie să am atâtea cifre câte linii are matricea. Nu? Adică dacă matricea mea are 3 cifre de control, voi scrie 1, spre exemplu, cu 2 zerouri în față, ca să fie pe 3 cifre. Deci matricea Hamming se scrie dezvoltând indexii de la 1 la câte cifre transmit, adică M plus K, în binar pe K biți. Așa am scris-o. Da, după care, plăcere, dar nu mulțumesc că arabii zic la șucrana la luajib, nu mulțumesc pentru datorie. Datoria mea asta e. Bun. Deci am scris matricea, am mulțit-o cu vectorul mesaj, am văzut din cine se calculează cifrele de control, le-am calculat, am completat macheta, am transmis.
ce se face la recepție, pentru că și anume la recepție mai avem niște treburi de făcut. La recepție, Astea sunt două puncte, dar mă rog. La recepție se primește un mesaj și să spunem că mesajul care se recepționează este 011, deci 011-0010. 011-0010. Asta se recepționează. Bun. Primul lucru care se face este să identificăm ce reprezintă fiecare bit, care corespunde unei cifre de control, care corespunde unei cifre de mesaj. Nu facem altceva decât unde sunt puterea lui 2, să spunem că sunt cifre de control. Indexul 1 e 2 la 0, e puterea lui 2. Asta corespunde unei cifre de control. O numim, o notăm cu prim că poate diferi de ce s-a emis. Indexul 2, iarăși e puterea lui 2 și asta a fost tot pentru o cifră de control. Indexul 3 este cifră de mesaj. Ok. Indexul 4 este cifră de control. Indexul 5, 5 nu este puterea lui 2, este cifră de mesaj. Indexul 6 nu este puterea lui 2 și nici indexul 7. Deci, ne uităm și noi care este cea mai mare putere a lui 2. De fapt, ne uităm și noi câte cifre de control avem. Cam asta e ideea. Vrem să aflăm cine este K. K, în cazul meu, este 3. Pentru că am index și puterea lui 2, 2 la 0, 2 la 1 și 2 la 2. Deci, ce facem la recepție este să identificăm ce reprezintă fiecare cifră. Și regula este că ne scriem indexul cifrei și dacă e puterea lui 2, e cifră de control. Ok? Deci am scris C1 e cifră de control, că 1 e puterea lui 2. Indexul 2 e tot cifră de control, că și 2 e puterea lui 2. Indexul 4 e tot cifră de control, că și 4 e puterea lui 2. Am aflat cu ocazia asta câte cifre de control are mesajul meu. Și câte cifre de mesaj are mesajul meu. În cazul meu, cifrele de mesaj vor fi restul. Dacă 7 toate, înseamnă că 4 sunt cifre din mesaj și 3 de control. Domn profesor, M7 nu era cumva 1? Sau am notat eu greșit? Ba da, M7 era 1, dar l-am modificat special ca să-l corectăm cu algoritmul. Deci, codul ăsta este și corector și ne poate corecta o singură cifră. Și am alterat o singură cifră ca să vedem că din algoritm ne va spune că aia trebuie schimbată. Bun, ok. A fost o greșeală intenționată. Acum, deci, primul lucru pe care îl facem este să aflăm câte cifre de control avem, pentru că va trebui să scriem matricea Hamming cu K linii și M plus K coloane, să o mulțim cu vectorul recepționat transpus și să vedem care este eroarea. Asta ne dă vectorul de eroare transpus. Deci noi am vrea să vedem ce bits de eroare avem. Așadar, scriu din nou matricea Hamming, care are 3 linii și 7 coloane în cazul meu. Cum o scriu? Păi scriu indexii, îi dezvolt în binar, pe K poziții. 1 pe 3 poziții înseamnă 0, 0, 1, 2 înseamnă 0, 1, 0, 3 înseamnă 0, 1, 1, 4 înseamnă 1, 0, 0, 5 e 1, 0, 1, 6 e 1, 1, 0 și 7 e 1, 1, 1. Chestia asta o mulțesc de data asta cu ce am primit. O mulțesc cu, o să scriu C1 prim, C2 prim, M. De fapt, hai să o scriu așa și vedem noi, că ne descurcăm să ținem minte pozițiile. Am primit 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Bun, și o să scriu totuși indexii aici, ca să fie mai ușor să mulțesc. 3, 4, 5, 6 și 7. Să vedem ce obțin. Deci, mă uit unde am aici 1, că restul 0 nu contează. Am 4, pe poziția 4 am 1 aici, pe poziția 4 am 0. Deci și ăsta o să facă tot 0. 1 ori 0 o să facă 0. 5 e 1, 5 e 0. 6 e 1, 6 e 1.
Deci până acum am 1, de la 1 ori 1, 7, 1, dar 7, 0 aici. Deci la prima mulțire am 0, 0 ori 0, plus 0 ori 1, plus 0 ori 1, plus 1 ori 0, plus 1 ori 0, plus 1 ori 1, plus 1 ori 0. Și face 1. Mă duc și continui cu următoarea linie. Am 0 ori 0, dar am 1 ori 1, deci până acum am 1, plus 1 ori 1, deci am 1 plus 1 până acum, plus 0 ori 0, plus 0 ori 0, plus 1 ori 1, plus 1 ori 0. Chestia asta face 1 modulo 2. Și când înmulțesc ultima linie cu vectorul respectiv, o să am 1 ori 0 plus 0 ori 1 plus 1 ori 1 plus 0 de pe poziția 4 ori 0 plus 1 de pe poziția 5 ori 0 plus 0 ori 1 plus 1 ori 0. Ceva am greșit că și asta trebuie să-mi dea tot 1. Deci 1 ori 0. Unde am 1? Am 1 aici, dar aici am 0. Am 1 aici, dar pe poziția 3 am 1. Deci până acum ai 1. 5 este ori 0. 6 este... e 0 aici, ultimul. Am un singur 1, 1 de aici. Doar ăsta este. 1 ori 1 o să facă 1. Restul sunt 1 ori 0 face 0, 0 ori 1 face 0, 0 ori 0 face 0, 1 ori 0 face 0, 1 ori 1 face 0, și 1 ori 0 face 0. Deci, vectorul meu de eroare, care e vectorul de eroare transpus, este ăsta. Ei, ce să mai... ca să aflu care este poziția erorii, ăsta este chiar indexul erorii în binar. Deci n-am decât să spun și eu că este 1 ori 2 la a doua, plus 1 ori 2 la a întâia, plus 1 ori 2 la 0, care face 4 plus 2 plus 1, adică 7. Deci indexul greșit este indexul 7. Aflu, deci, ideea ar fi că dacă aici obțin 0, toate valorile sunt 0, înseamnă că mesajul a fost recepționat corect. Dar dacă am cel puțin o valoare diferită de 0, voi avea eroare. Indexul erorii este dat de acest număr care este scris în binar. Ca să aflu indexul erorii, calculez și eu cât e numărul de acolo. Și în cazul meu este 7. Asta înseamnă că bitul 7 e greșit, deci nu este 0. Dacă nu este 0, nu poate fi decât inversul lui, adică 1. Deci codul este detector și corector de eroare pentru un singur bit. Și mi-a spus că bitul cu indexul 7 nu e corect, ar fi trebuit să fie 1. Că dacă era 1, obțineam toate valorile de acolo 0. Și știți, mă rog, putem să recalculăm cu el 1, dar o să vedeți că dacă pun 1 e chiar mesajul inițial. Codificat de noi, adică ce am transmis. Cum de altfel și spuneați că am greșit că l-am schimbat pe ăsta de aici din 1 în 0. Deci ce se face la recepție Hamming este următorul lucru. Identificăm ce au reprezentat cifrele noastre, mă apuc și scriu index și puterea lui 2 au fost cifre de control. Corespund cifrelor de control. În felul ăsta aflu câte cifre de control am. Că văd și eu unde am puterea lui 2 e cifră de control. Și am aflat că am 3 cifre de control. Scriu matricea Hamming, are atâtea linii câte cifre de control am, atâtea coloane câți biți am primit. Înmulțesc matricea Hamming cu ce am primit și obțin biți de eroare. Biții mei de eroare îmi vor da poziția erorii. Dacă toți sunt 0, n-am eroare, dar dacă nu sunt 0 și am și valori care nu sunt 0, poziția erorii este acest număr calculat din binar în zecimal. Da? Deci, practic, biții de eroare reprezintă chiar codul binar al indexului erorii. În cazul meu, am obținut că indexul este 7 și trebuie să și corectez pentru că pot controla acel bit. Îmi spune algoritmul că poziția 7 este greșită. Dacă e greșită, n-am decât să-i schimb valoarea inversând-o. Nu? Dacă a fost 0.1 sau dacă e 1.0. Deci asta se face la recepție. Trebuie să identific câte cifre de control am avut și fac asta cu regula că index și poziție, puterea lui 2 sunt cifre de control.
am aflat câte cifre de control, am aflu câte, cum arată matricea Hamming. O scriu, o mulțesc cu mesajul, am obținut valoarea erorii. E vectorul de eroare transpus. Bun. Asta, deci, presupune rezolvarea în cazul Hamming. Bun. Mai avem o chestie de discutat și apoi ajungem la ce ziceam că discutăm astăzi. Și anume, decimal codificat binar. Binary coded decimal. Este o chestie care nu se folosește în sistemele de calcul, se folosește la transmisie de semnal TV, se codifică HBO, e codificat BCD și alte minuni. Deci nu are treabă cu reprezentarea în sistemele de calcul, pentru că presupune că în loc să stocăm valorile în binar, într-un format, să stocăm cifrele unui număr. Deci nu stocăm conversia numărului în baza 2, ci codurile pentru fiecare cifră. Acum n-am mai discutat de coduri. E un curs unde se discută despre coduri ponderate și coduri neponderate și cum se calculează ele. Poate n-ar fi stricat să vă zic și asta. Dar, sau hai să vă zic în contextul discuției de aici. Ca să stocăm informația în sisteme de calcul, imediat fac unlock, că mi-am uitat să-mi scot timeout-ul pentru unlock pe tabletă și vă trezesc cu ecran negru. Nu prea folosesc tableta, noroc că am copilul micut și tabletă egal asta pe ea să se uite la jocuri și prefer să nu. Dar anyway. Ok. Ideea este în felul următor. Înainte de a discuta BCD, haideți să discut un pic despre coduri, că nu strică să vedeți ce și cum. Când stocăm informația, avem două variante. Să stocăm în binar sau să stocăm cifrele unui număr. Pentru a stoca cifrele unui număr, în primul rând există coduri numerice și coduri alfanumerice. De fapt, nu știu de ce vă scriu, că vă zic. Codurile numerice stochează informația, valorile numerice și, în principiu, se folosesc două tipuri de coduri. Coduri care stochează valoarea numerică și coduri care stochează cifrele unui număr. Iar codurile alfanumerice sunt folosite pentru simboluri și știți și voi că se folosește codul ASCII sau Unicode. Codurile pentru valori numerice care stochează cifre sunt 8421, 2421, 8421 negat. Mă rog, la rândul lor sunt două tipuri de coduri, sunt coduri ponderate și coduri neponderate. Cele ponderate le aveți acolo și neponderate, spre exemplu, codul exces 3 sau codul grey. Bun. Codul 8421 codifică simbolurile zecimale și scriu, practic, numărul în binar pe 4 biți. 0 în baza 2 este... Se numesc ponderate pentru că se calculează ca o sumă de ponderi. 0 este 8 ori 0 plus 4 ori 0 plus 2 ori 1 ori 0 plus 1 ori 0. Da? 1. Hai să fac așa, hai să creez o de-asta nouă ca să putem să scriem mai bine. Și o să vedem cum arată în 8421 cifrele. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Și... N-are sens neapărat în ăsta pentru că e numărul în baza 2, da? Și numărul în baza 2 este pur și simplu să convertez valoarea în binar și să scriu pe atâția biți. 4 este 2 la a doua, 5 este 2 la a doua plus 1, 6 este 4 plus 2 plus 1, 7 este 4 plus 2 plus 1, 7, 6 e 4 plus 2, 8 este 2 la a treia și 9 este 2 la a treia plus 1. Mai există o porcărie numită 8421 negat, unde apare negat se calculează cu minus. Deci ca să-l scriu pe 0, o să scriu 0 ori 8 plus 0 ori 4 plus minus 0 ori 2 minus 0 ori 1. Dar ca să-l scriu pe 1, trebuie să scriu 4 minus 3. Deci o să am 0, 1, 1, 1. Da? Pentru că am 4 ori 1 minus 2 ori 1 minus 1 ori 1. Ca să scriu pe 2, o să scriu 4 minus
2, adică o să fie 0, 1, 1, 0, ca să scriu pe 3 este 4 minus 1, adică este 0, 1, 0, 1. Ca să scriu pe 4 este 1 ori 4, adică 0, 1, 0, 0, dar ca să scriu pe 5 este 8 minus 2 minus 1, este 8 minus 2 minus 1. 6 este 8 minus 2, adică este 1, 0, 1, 0. 7 este 8 minus 1, este 1, 0, 0, 1. 8 este 8, adică 1, 0, 0, 0. Și 9 este 12, este 9 este 8 minus 8 plus 4, 12 minus 2 minus 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Deci este 8 plus 4 minus 2 minus 1. E 12 minus 3. Hey, codul ăsta este autocomplementar. Înseamnă că simbolurile care adunate dau maximul, adică cifra 9, se calculează prin inversarea biților celuilalt. Deci, spre exemplu, ca să fac 9, 2 cu cine face 9? 2 cu 7 face 9. Înseamnă că 7 o să se calculeze prin inversarea biților lui 2. 2 este 0, 1, 1, 0, dar 7 este negarea lui 0, adică 1, negarea lui 1, 1, adică 0, 0 și negarea lui 0, adică 1. Mă rog, și așa mai departe. Deci, autocomplementaritatea e o proprietate că simbolurile care adunate dau cifra maximă, adică 9, o să obțin prin inversarea biților celuilalt. Cumva aș putea să trag o linie la jumate aici și să văd că sunt în oglindă în față de celălalt. Spre exemplu, 4 e ăsta, dar 5 este inversarea biților ăstia. Da? Deci am inversat biții 0, 1, 1 a devenit 0, 0 a devenit 1 și 0 a devenit 1 și am obținut biții ăla. Mă rog, pot să mai zic dacă vrei și 2, 4, 2, 1. 2, 4, 2, 1 înseamnă așa, 0, 0, 0, 0, 1 este 0, 0, 0, 1, 2, se scrie cu 2 cel mai de la capăt, este 0, 0, 1, 0, 3 este 0, 0, 1, 1, până aici seamănă cu 2, 4, 2, 1, 4 este, pot să scriu 0, 1, 0, 1, după care 5 îl scriu ca să fie autocomplementar. 5 inversez biții lui 4. 1, 0, 1, 0. Adică e 2 plus 2. 4, nu e autocomplementarea asta, mă scuzați. 0, 1, 0, 0? Sau? Da, da, da. Stai să le scriu corect. Că, în primul rând, hai să scriu și eu, să nu mai scriu decalat, că am scris aia. Deci, 0, 0. 1 este 0, 0, 0, 1, 2 este 0, 0, 1, 0, 3 este 0, 0, 1, 1 și 4 este 0, 1, 0, 0. Iar acum, ca să-l obțin pe 5, scriu autocomplementarul ăstuia, care este 1, 0, 1, 1 și este 4 plus 2 plus 1, adică 5. Ca să-l obțin pe 6, scriu autocomplementarul lui 3, care este 1, 1, 0, 0. E 2 plus 4. Ca să-l obțin pe 6, scriu autocomplementar pe 7, scriu biții inversi din 2, care înseamnă 1, 1, 0, 1, adică 2 plus 4 plus 1. 8, ca să-l scriu, scriu inversi biților lui 1, înseamnă 1, 1, 1, 0. Și 9 sunt inversi biților lui 0, adică 1, 1, 1, 1, care înseamnă 4, 2 plus 4 plus 2 plus 1, adică 8 cu 1, 9. Și ăsta e autocomplementar, dar mă rog, nu sunt relevante pentru că nu se folosesc. Deci se folosesc cifra în binar pe 4 biți, adică 8, 4, 2, 1 și atât. Exces 3, spre exemplu, se obține adunând 3 la poziția 8, 4, 2, 1. Spre exemplu, 2 în exces 3, nu o să ne mai scriu pe toate, 2 în exces 3 se calculează adunându-lui 2, 3 și noi nu voi reprezenta simbolul 2, ci valoarea 5 în binar, care înseamnă 0, 1, 0, 1. Deci exces 3 este un cod neponderat și se determină adunând 3 la fiecare cifră și reprezentând cifra respectivă, valoarea respectivă pe 4 biți. O chestie care
se folosește în practică, este codul grey, dar nu neapărat în practică, ci în minimizări. O să vedem astăzi cum. Codul grey se calculează în felul următor. Dacă aș avea, spre exemplu, cifrele în binar B3, B2, B0, B1 și B0, mă scuzați, și B0, în cod grey le vor corespunde G3, G2, G1 și G0, care se obțin în felul următor. Copiem primul bit, deci G3 este B3. Pe urmă îi luăm pe ăștia 2 și adunăm modulul 2 și ne-l dau pe ăsta. G2 este B3, adunăm modulul 2 cu B2. Pe ăștia 2 și ne-l dau pe ăsta. Deci G1 este B2 plus B1. Și ultimul se obține din suma modulul 2 a ăstora. Adică G0 o să fie B1 plus B0. El se poate defini pentru oricâți biți, pentru că următorii se calculează cu aceeași regulă adunând modulul 2 pe penultimii. Mă rog, pe la rând câte 2. Deci primul bit se copiază și adunând câte 2 modulul 2 obținem următorii biți. Și putem să stăm să scriem, dar o să scriu, uite, spre exemplu, pentru valoarea 5. 5 în binar arată 0, 1, 0, 1. Și deci în grey va fi, voi copia primul bit, pe ăștia 2 îi adun și mi-l dau pe ăsta, pe ăștia 2 îi adun și îl obțin pe ăsta, pe ăștia 2 îi adun și îl obțin pe ăsta. Dar mai vreau să fac o singură chestie și anume să calculez pe 6, care este 0, 1, 1, 0. O să îl transmit pe ăsta aici, îi adun pe ăștia 2 și obțin 1, îi adun pe ăștia 2 și obțin 0, îi adun pe ăștia 2 și obțin 1. Ăsta are o proprietate interesantă, că două poziții alăturate, deci ăștia, spre exemplu, diferă printre un singur bit. Aici am 0, aici am 1. Deci codul grey este, are avantajul că valorile alăturate se schimbă un singur bit între ele. Și o să-l folosim să ne ajute să grupăm termeni. O să vedeți cum. Să revin la BCD, că BCD-ul e la povestea de azi. De azi, mă rog, următoarea pe listă. Binary coded decimal. Se bazează pe a stoca cifrele unui număr. Acum, un număr, codul 8421 care stochează cifre, știți că nu se stochează la nivel de bit, ci byte sau multipli de bytes. Și atunci se poate stoca despachetat cu câte o cifră pe fiecare byte și o cifră 4 bits reprezentând o informație redundantă, mantisă, care are valoarea 1, peste tot, adică sunt numai 1, sau se poate stoca împachetat cu două cifre pe byte. Dar contează mai puțin ce se face în exerciții, ce puteți găsi ca exerciții, sunt operații BCD, care sunt triviale. Și hai să facem și noi operația 1979 plus 1923. Ce se face este că se reprezintă fiecare cifră pe 4 biți, în codul 8421, adică cifra în binar. Și avem 1 este 0001, 9 este 1001, 7 este 0111 și 9 este 1001. Și sumatorul BCD se apucă și adună cu celelalte, care în cazul nostru este asta, 9200010 și 3 care este 0011. Și se face suma bit cu bit în baza 2. 1 cu 1, 0 și transport, ca modulo 2, transportul cu 1, 0 și transport, transportul cu 0, 1, 1 cu 1, 0. 1 cu 0, 1, pardon. Mă uit cum este rezultatul meu. Dacă rezultatul meu este cifra, deci în primul rând cât este ăsta în zecimal? E 1 ori 2 la 3, adică 8, plus 1 ori 2 la 2, adică 4, e 12. Eu aici trebuie să las o cifră zecimală. Nu pot să scriu 12, că nu e rezultatul operației în zecimal. În momentul în care, în urma adunării grupului, obțin mai mult decât o cifră, e mai mare decât 9, trebuie să forțez transportul la unitatea următoare. Transportul la unitatea următoare este în baza 16, pentru că eu am 2 la a 4-a poziții. Eu vreau să pun un 1, să scot un 1 în față aici, ori 1 urmat de 4 cifre înseamnă 2 la a 4-a, adică 16. Deci când nu obțin cifră din prima, și o să dau undo ca să pot să scriu și acolo, când obțin ceva mai mare decât cifră,
adun diferența bazelor și anume 6 ca să forțez transport la unitatea următoare. Și acum o să am 0, 1, 0 și transport, 0 și transport aici. Și ăsta este rezultatul din poziția curentă. Deci în situația în care am obținut ceva mai mare decât 9, dar n-am obținut transport din prima, transport așa. Mă duc și fac calculul mai departe. 1 cu transportul 0, transport aici, transportul cu 1 și cu 1, 1 transport aici. Stați că nu scrisesem bine. Transportul nu e acolo, e aici. 1 cu transportul 0 și transport mai departe, care înseamnă 1. Bun. Iarăși, aici am obținut ceva care nu e cifră, pentru că dacă mă uit, valoarea respectivă este 8 plus 2, adică 10. Adun 6 să forțez transport. 0, 1, 1, 0. Obțin 0, 0, transport. 0, transport, 0 și transport aici. Și ăsta este rezultatul din poziția curentă și anume 0. Mă apuc și adun mai departe 1 cu 1 cu transportul 1, transport aici, 0 cu transportul 1, 0 cu 0, 0, 1 cu 1, 0 și transport aici. Când am obținut transport din prima, eu de fapt am dus 1 acesta din față, care e 1 urmat de 4 cifre, adică 16. În decimal trebuia să transport doar 10. Deci dacă obțin transport din prima, trebuie să normalizez adunând 6. Am 1 cu 0, 1, 1 cu 1, 0 și transport, 1 cu transportul 0 și transport și 1. Și asta este valoarea din decimal pe poziția asta. Și în final mă apuc și adun și 1 cu 1 și cu transportul 1, transport, transportul cu 0, 1, 0 cu 0, 0. Am obținut o cifră și ăsta este rezultatul. Deci, deși este complet inutil, n-are absolut nicio legătură cu nimic pentru că nu se folosește în sistemele de calcul, dacă vreodată dați un exercițiu în care să explicitați cum face sumatorul BC de operații, lucrurile stau așa. Trebuie să vă scrieți cifrele pe 4 biți, cum arată valorile fiecărei cifre în codul 8421, adică cifra pe 4 biți. Să faceți operația de adunare la nivelul fiecărui grup de 4 cifre. Și regulile, adică situațiile care se pot întâmpla sunt următoarele. Rezultatul este din prima o cifră. Nici o problemă, ăla e rezultatul. Obțineți ceva mai mare decât o cifră, dar n-ați obținut transport. Asta se poate întâmpla de ce? Pe 4 biți eu pot scrie valori între 0 și 2 la 4 minus 1, adică și anume 15. Deci e posibil să adun două cifre și să obțin mai mult decât 10, dar nu mai mult decât 15. Deci încă n-am transport. În situația aia trebuie să forțez transportul ca să normalizez cifra din poziția curentă, că nu o să pot să scriu 15 rezultatul, sau cât e acolo, și fac asta adunând 6. E diferența între baza 10 și baza 16, de fapt diferența între 10 și 2 la 4, pentru că eu scriu câte 4 poziții și ca să obțin transport în față trebuie să fie 1 urmat de 4 poziții, adică 2 la 4 de 16. Deci când obțin cifră din prima, aia e. Când obțin mai mare decât cifră, forțez transport adunând 6. Când obțin transport din prima, știu că am dus prea mult. Am dus un 1 urmat de 4 cifre, adică am dus 16. Trebuia să duc doar 10. Și adun 6 că am transportat prea mult. E degeaba, asta e și iată operațiile de sumator BCD. Mai am o chestie legată tot de problema asta și anume scădere BCD. Să zicem că avem de scăzut 2021 minus 1979. La fel, operațiile se fac la nivelul fiecărui grup. Ok. Bun. Și anume, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, minus. 1 e 0, 0, 0, 1, 9 le 1, 0, 0, 1, 7 le 0, 1, 1, 1 și 9 le 1, 0, 0, 1. Mă apuc și fac operația bit cu bit. 1 minus 1, 0. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 0 minus 1 nu se poate. Mă împrumut, dar nu pot de aici, ci doar de aici.
Când o să mă împrumut de aici, transport o bază, adică 2, din care iau o unitate, adică încă o bază care devine aici și, mă rog, o bază, o unitate iau. Hai să scriu undo, că înțelegeți ideea scăderii. Deci, m-am împrumutat și am transportat un 1 în poziția asta și am scăzut 1 minus 1, 0. Bun, problema este, când m-am împrumutat la grupul din față, eu am transportat un 1 în fața 1 ori 2 la a 4, care 4 poziții după el. Am transportat 16. În zecimal trebuia să mă împrumut doar 10. Deci când mă împrumut, e 2, pardon, nu e 1, mă scuzați, am scris aiurea scăderea. Aici devine o bază, 2 minus 1, 1. Când mă împrumut de la grupul din față, transport 16. Ca să normalizez, că trebuia să mă împrumut doar 10, scad 6. Și am 0 minus 0, 0. 0 minus 1 trebuie să mă împrumut până aici, adică 2 minus 1, 1. 1 minus 1, 0. 0 minus 0, 0. Și rezultatul în zecimal e ăsta. Bun. Continui să fac operație. Aici am împrumutasem o bază din care luasem 1 pentru grupul ăsta, am 1 minus 1, 0. Aici m-am împrumutat, am 0, deci 0 minus 1 nu pot să fac. Trebuie să mă duc și să mă împrumut tocmai aici. Și o să am 2 minus 1, 1 și aici am 1 minus 0, 1. Dar iarăși, dacă mă uit aici, stați că n-am calculat toate cifrele. Cam, hai să facem din nou post. Deci, eram în situația în care făceam operația asta. Cred că trebuie să mai dau un redo. Bun, fac operația asta. Da, m-am împrumutat o bază 2, din ea am luat o unitate și mi-a rămas 1 aici. 1 minus 1, 0. Aici nu mai am că m-am împrumutat, am 0. Trebuie să scad 1 din el. Mă duc și mă împrumut până unde se poate să mă împrumut. Și voi avea transportată o bază, adică 2, minus 1. Iar fac operația aiurea. 2 secunde. Nu, scuzați, n-am vrut să fac asta. Deci, eram la asta. Right. Deci, am zis că fac 1 minus 1, 0. Aici nu mai am, da? Și mă împrumut și am 2 minus 1, 1. Aici, în poziția aia, m-am împrumutat o bază, 2. Din care am luat un 1, am 1 minus 1, 0. Și aici am 1 minus 0, 1. Când am făcut operația asta, m-am împrumutat de la grupul din față și am transportat 16. Și trebuia să transport doar 10. În cazul ăsta, scad și din poziția asta 6. 0 minus 0, 0. 1 minus 1, 0. 2 minus 1, 1. Și 0 minus 0, 0. Care face 4. Bun. Continui să fac operația. 1 minus 1, 0. 1 minus 0, 1. 1 minus 0, 1. 1 minus 1, 0. Dar mă uit aici și observ că aveam împrumut la grupul din față, deci transportasem 16 și trebuie să normalizez căzând 6. Și obțin 0. Aici am 1 minus 1, 0. Aici am împrumutasem și nu mai am și obțin 0. Și rezultatul este 42. Bun. Deci, ce trebuie să țineți minte la operația de scădere este să aveți grijă când vă împrumutați de la grupul de 4 cifre din față, că de fapt asta înseamnă că transportați 16 și ca să normalizați poziția trebuie să scădeți 6. Deci explicitarea, că practic nu o să vi se ceară să scrieți asta. O să vi se ceară să scrieți asta, desfășurat cum se întâmplă. Scrieți fiecare cifră pe 4 biți, faceți operația de scădere și aveți grijă ca dacă v-ați împrumutat de la grupul de 4 cifre din față, să scădeți 6 pentru a normaliza. Cam asta e la operația BCD. Mă rog, putem să ne mai uităm la ele, dar scopul e să continuăm de unde am zis că cred că aveam o întrebare în chat.
Nu, nu e nicio întrebare. Am zis că eu tot e încă folosit. Asta e tot. Da, bine, dar pentru ce mașini din, de când? Da, pentru programatori, mă refer la cei care fac o licență, e nesemnificativă. Da. Da, da, e ok, e în programă, trebuie să discutăm. Bun, așa, acum, ce se reprezintă de fapt în sistemele de calcul sunt valori în virgulă fixă și în virgulă mobil. Și cred că de aici a început să discuția noastră. Și anume, virgulă fixă. Cum reprezentăm informația în virgulă fixă? Informația se reprezintă convertind numele din zecimal în binar și adăugând bit de semn. Există trei forme de reprezentare, și anume cod direct, care se folosește pentru valori pozitive, cod invers, care este negarea codului direct și care nu se folosește pentru absolut nimic, și codul complementar, care se folosește pentru numere negative. Deci ăsta, de fapt, codul invers nu se folosește deloc. Okay? Iar codul, practic vom avea două forme folosite în reprezentarea internă, codul direct pentru pozitive și codul complementar pentru negative. Codul invers e un format intermediar pentru a înțelege codul complementar. Practic, ce se face pentru a codifica un număr în virgulă fixă? Trebuie să convertim valoarea în binar, primul lucru, și vom folosi un singur format pentru numere pozitive, și anume codul direct, și un singur format pentru numere negative, și anume codul complementar. În teorie se definește codul invers și codul complementar și pentru pozitive, dar e la fel ca codul direct. Și nu știu de ce l-aș mai numi cod invers sau complementar, dacă arată la fel ca și codul direct, numai cu bit de semn schimbat. Deci nu se folosește în practică. Acum, ce ne interesează este cum face sumatorul în virgulă fixă operația de adunare, pentru că, în realitate, codul complementar se folosește pentru numere negative, ca să transformăm operația de scădere în adunare cu un număr în alt format. Și să luăm și noi exemplu, să facem operația 92-25 în virgulă fixă. O să vă arăt cum se face operația și în cod invers, deși nu se folosește reprezentarea pe calculator. Vă rog, ca exercițiu vi se cere să explicați cum se face operația asta în virgulă fixă. Primul lucru pe care îl facem este să convertim valorile în binar. Ca să convertim din baza 10 în orice bază de numerație, se împarte valoarea întreagă, partea întreagă la bază până obțin cât 0, până nu mai am ce împărți. Și o să citesc numărul în ordinea inversă a resturilor, că restul ultimei împărțiri e cifra cea mai semnificativă. Acum, conversia la baza 2 putem să o facem chiar cu o bară verticală și să scriem în poziție, să împărțim numărul la bază, la 2, și să scriem dedesubt câtul și în poziția curentă restul. 92 împărțit la 2. 9 împărțit la 2 o să facă 4 și 12 împărțit la 2, 6. Și restul din poziția curentă, 0. Continui să împart. 46 împărțit la 2 o să facă 23 cu restul 0. 23 împărțit la 2 o să facă 1 aici și 1 aici și restul 1. 11 împărțit la 2 am 5 cu restul 1. 5 împărțit la 2, 2 cu restul 1. 2 împărțit la 2, câtul este 1, restul este 0. 1 împărțit la 2, câtul este 0 și restul este 1. Deci împart până obțin câtul 0, până nu mai am ce împărți. Numărul îl voi citi în ordinea inversă a resturilor. Deci 92 din zecimal va fi 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 în binar. Ok? Și ăsta este practic numărul meu. Deci 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 în baza 2. Bun. Acum, la fel, va trebui să-l scriem pe 25 cum arată în binar.
și o să scriu aici, mai câștig un pic de spațiu, mă apuc și împart. Împărțit la 2 am 1 aici, în 4 de 2 ori și câtul 1. 12 împărțit la 2 am câtul 6, restul 0. 3, 6 împărțit la 2 am 3 cu restul 0. 3 împărțit la 2 am câtul 1 cu restul 1. 1 împărțit la 2 am câtul 0 și restul 1. Și este 16 plus 8 plus 1. Că de altfel asta și știam dacă îl scriam ca sumă de puteri. Deci pot să scriu că 25 din decimal este și anume, citesc în ordinea inversă resturile, 1, 1, 0, 0, 1 în baza 2. Adică 16 plus 8 plus 1. Bun. Deci primul lucru pe care îl fac pentru a explica cum se face operația respectivă este să aflu cum arată valorile din decimal în binar. Știm că nu se reprezintă pe un număr arbitrar de biți, ci se reprezintă pe 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, deci un multiplu, anumiți multipli de byte. Și deci ce facem este să alegem și noi un format care să aibă suficiente cifre pentru cât ne trebuie nouă. În plus, față de valoarea binară a numărului, mai e nevoie de un bit de semn. Deci, trebuie să numărăm câte cifre are și ăsta are 2, 4, 6, 7 cifre. Cu bit de semn 8 înseamnă că încape pe un byte. Și scriem numerele. Operația se poate face reprezentând numărul negativ în cod invers sau în cod complementar. Și să spunem că lucrăm întâi operația în cod invers. O să scriem numărul pozitiv într-un singur format. Se numește cod direct și la fel și codul, mă rog, o să vă zic ce e și cu codul invers pentru numărul pozitiv, da? Formatul pentru numărul pozitiv arată așa, bit de semn și convenția este 0 pentru pozitive, 1 pentru negative și pe urmă numărul aliniat de la dreapta spre stânga, adică numărul, biții numărului. Da, hai să zic pe cine scriu aici. Și hai să scriem, nu știu, să-mi las un pic de spațiu. Hai să scriu așa. Să scriu plus 92 în cod direct. Da, că scriu și 92 și nu index. Plus 92 în cod direct. Are bit de semn 0 și biții numărului. Biții numărului nostru erau 1, 0, 3 de 1, 2 de 0. 1, 0, 3 de 1, 2 de 0. Am scris cei 8 biți. Nu pot să scriu un număr arbitrar de biți, trebuie să scriu 1 byte, 2 byte, deci măcar 8 biți, 16 biți, 4 byte, 32 de biți. Deci am ales varianta pe 8 biți, că e suficient. Îl scriu și pe plus 25 în cod direct, care o să fie bit de semn 0, pentru că numele pozitive au bitul 0 pe bit de semn. Mai am încă 2, 4, 5 cifre din numărul meu. Cu bit de semn ar face 6 cifre, dar eu trebuie să scriu pe 8 cifre. Și atunci am 2 zerouri în față, după care numărul meu, care este 1, 1, 2 de 0 și 1, 1. 1, 1, 2 de 0 și 1. Bun. Deci, după ce am scris numerele în binar, le-am reprezentat în cod direct, valorile lor pozitive. 92, am pus bit de semn 0 și valoarea, 25, bit de semn și valoarea, aliniind cu 0 nesemnificativ. Acum, trebuie să aduc numerele în formatul operației. Mi se cere în cod invers. Pentru numărul pozitiv, codul invers e la fel ca și codul direct. Deci, de fapt, e o singură formă și anume bit de semn 0 și valoarea binară. Negativele, în schimb, se definește cod direct și pentru negative, au bit de semn 1 și în rest valoarea binară, dar nu se folosește. Ca să obțin codul direct, codul invers al negativului, să obțin pe minus 25 în cod invers, neg biții codului direct al pozitivului. Deci iau pe 25 plus 25, îi neg biții. Aici o să obțin 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Deci, practic, am inversat biții, unde am avut 0 am scris 1, unde a fost 1 am scris 0. Și acum pot să fac operația în cod invers, făcând întotdeauna adunare. Adun numărul
negativ în format cod invers cu pozitivul codului, cu pozitivul în cod, în cod direct. Mai scriu o dată valorile respective, îl am pe plus 92, adică 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Întotdeauna adun cu negativul în formatul respectiv. Negativul în cod invers este 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Și fac operația bit cu bit. Întotdeauna adunare. Scopul pentru care se reprezintă negativele în formatul ăsta este să existe un singur dispozitiv de circuit numit sumator care să facă operația de adunare și să transforme descăderea în adunare. Mă apuc și adun. 0 cu 0, 0. 1 cu 0, 1. 1 cu 1, 0 și transport. 1 cu transport, 0 și transport. 1 cu transport, 0 și transport. 1 cu transport, 0 și transport. 1 cu 1, cu 1, 1 și transport. Transportul cu 1, 0 și am depășire. Bun. Dacă am depășire, adică am o valoare, asta e transportul de la bitul de semn, am depășire, dacă operația se face în cod invers, deci dacă negativul e în cod invers și pozitivul tot în cod invers e, că e la fel ca directul, deci dacă operația se face în cod invers, această depășire la bitul de semn trebuie adunată la sfârșit. Deci nu este încă rezultatul, ci trebuie să adun această depășire la sfârșit. Și o să am 0 cu 1, 1 și transport, 1 cu transportul, 0 și transport, 1 din adunarea transportului cu ăsta, după care am 0, 0, 0, 1, 0. Acum, ca să pot să văd ce rezultat am obținut, mă uit la bitul de semn, să știu în ce format e numărul. Dacă bitul de semn este 0, înseamnă că numărul este chiar valoarea binară pe care o am acolo, cu semnul plus. Rezultatul meu are bit de semn 0, e pozitiv. Dacă e pozitiv, este în același format ca numărul pozitiv. Se zice că e în cod invers, dar pozitivul știm că în cod invers arată bit de semn și valoarea în binar. Deci, practic, ca să văd cât am obținut aici, n-am decât să exprim cât este această valoare binară în zecimal. Și valoarea asta este 1 ori 2 la câta? 2, 4, deci 2, 4, 6. 2 la 6 plus 1 ori 2 la 2 plus 1. Adică este 64 plus 2 plus 1. Deci zice că rezultatul este 67. Și asta se zice că este 92 minus 25, adică 67. Bun. Deci am interpretat rezultatul văzând și eu ce semn are numărul. Bitul de semn îmi dă dacă numărul este pozitiv sau negativ. Și dacă bitul de semn este 0, numărul e pozitiv. Dacă bitul de semn este 1, numărul este negativ. Dacă bitul de semn ar fi 1, valoarea ar fi în codul invers. Ar fi în același format ca numărul negativ. Și ar trebui să mă uit și să inversez biții ca să văd cât este valoarea pozitivă. Bun. Aceeași operație în cod complementar. În cod complementar, numerele pozitive vor rămâne la fel. E bit de semn 0 și valoarea în binar. Ce se schimbă este valoarea numărului negativ. Codul complementar se mai numește și complement față de 2. Codul invers se cheamă complement față de 1. Și codul complementar se obține pentru negative de la codul invers, adunând un 1 la sfârșit. Sau mai e o regulă, vă zic imediat, dar asta să-l facem. Deci, în primul rând, să luăm pe minus 25 în cod invers, îl calculasem și era 3 de 1, 0, 0, 1, 1, 0. Deci, minus 25 în cod invers era 1, 1, 1, 2 de 0, 1, 1, stai să mai văd o dată, nu că n-aș putea să mi-l imaginez și în minte. Deci am zis că este 3 de 1, 2 de 0, 2 de 1 și 1, 0. 2 de 1 și 1, 0. Și trebuie să am cele 8 cifre. 3, 6, 8. Bun. Deci se obține de la codul invers al negativului, adunând un 1 la sfârșit. Și așa îl obțin pe minus 25 în cod complementar. Și o să fie
1 cu 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. E negativ, care bide semn 1 și, prin construcție, este în cod complementar. Acum, spuneam că se mai poate obține și altfel valoarea, și anume plecând codul invers, codul complementar, pardon, plecând de la codul direct al pozitivului. Deci îl scriu pe minus 25 în cod direct și era bitul de semn, e pe aici, pe undeva, era, cât era, că nu mai văd. Deci e bitul de semn 0, 2 zerouri, după care 1, 1, 0, 0, 1. Deci plus 25 în cod direct, aveam bitul de semn 0, 2 zerouri nesemnificative, 16 plus 8 plus 1. Și astea sunt cele 2, 4, 6, 8 cifre. Deci ca să obțin pe minus 25 în cod complementar, plec de la codul direct al pozitivului, copiez de la dreapta la stânga toate zerourile și primul 1, eu n-am niciun 0, am primul 1, și restul biților îi neg. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. E numărul negativ, minus 25, în cod complementar, și dacă mă uit, este aceeași valoare pe care am obținut-o adunând la codul invers un 1 la sfârșit. Această abordare ne permite să trecem în ambele sensuri, e idempotentă. Dacă l-am pe minus 25 în cod complementar și vreau să obțin pe plus 25 în cod direct sau complementar, că e la fel, aplic aceeași regulă. De la dreapta la stânga copiez toate zerourile și primul 1 și restul biților îi neg. Am obținut valoarea pozitivă plus 25 în cod direct, care e cel de sus. Bun, deci codul complementar, complementul față de 2, înseamnă să reprezint numărul, valoarea pozitivă în cod direct și să fie să o transform în cod invers negându-i biții și să adun un 1 la sfârșit, fie să copiez de la dreapta la stânga toate zerourile și primul 1 și restul biților să-i neg. Am obținut, deci, valorile în cod complementar. Plus 92 în cod complementar arată ca și codul direct, e numărul cu bit de semn 0, valoarea binară cu bit de semn 0. Numărul negativ minus 25 în cod complementar e un pic diferit. Și mă apuc și fac din nou operația de adunare între cele două valori. De fapt, hai că îl mai scriu o dată aici, mă scuzați pentru fâțială. Deci, plus 92 în cod direct, și anume, era în binar 64 plus 16 plus 2. Deci am bit de semn 0, 1, 0, 0, 3 de 1, stați, nu e. Hai să-l iau de aici, nu mai complic. Deci aveam pe undeva numărul ăsta, este 1, 0, deci 0, 1, 0, 3 de 1, 2 de 0. La ăsta adun întotdeauna numărul negativ în codul respectiv. Numărul meu negativ în cod complementar este 3 de 1, 0, 0, 3 de 1. 3 de 1, 0, 0, 3 de 1. Fac operația de adunare între valoarea pozitivă, care arată ca și codul direct, bit de semn 0, numărul în binar, aliniat, și numărul negativ în cod complementar. Și mă apuc și adun 1 cu 0, 1, 0 cu 1, 1, 0, 1 cu 1, 0 transport, 1 cu transport, 0 transport, 1 cu transport, 0 transport, transportul cu 1, 0 transport, transportul cu 1 și cu 1, 1 transport, transportul cu 1, 0 și depășire la bitul de semn. Dacă operația era în cod complementar, acest transport se ignoră. Nu mai trebuie normalizat, ăsta e chiar rezultatul. Ok? Doar că rezultatul nostru e 64 plus 2 plus 1. E bun. Ok. Deci, să ne uităm dacă am obținut același lucru.
ca și atunci când am făcut operația în cod complementar și am normalizat rezultatul. Rezultatul pe care obținusem acolo era, ne lipsește ăsta de aici. Sau nu este și ăla, nu mai știu ce am scris. Deci 64 plus 2 plus 1, adică 67, iar rezultatul nostru de aici, imediat, 64 plus 2 plus 1. E diferit. E diferit. 0, 1, la sfârșit, în loc de 1, 0, 1. 64 plus... Păi nu, înseamnă că acolo am greșit. Că ăsta e bun. Hai să mai văd o dată, că nu sunt cu tableta mă și mai... Da, e 64 plus 4 plus 1, trebuie să fie 2 la a doua. Și trebuie să dea 69. Păi da, nu, dar aici am greșit eu când am făcut adunarea asta de 1. Ăsta e greșit. Și vă uitați de ce. Am făcut 0 cu 1, 1. Pardon. Și aici nu aveam niciun transport. Deci aveam de adunat 1 la asta și am, din atenție am greșit asta. Deci adunarea la rezultat în final este 0 cu 1, 1. 1 cu nimic face 1 și 0 în continuare. Deci greșeala mea este când am adunat aici și vă mai scriu o dată ce adunam. Adunam așa, 0, 1, 2, 4 de 0, 1, 2, 3, 4 de 0, 1, 0, îi adunam un 1 la sfârșit. Și face 0 cu 1, 1 și restul copiez. 1, 4 de 0, 1, 0. Și ăsta este ceea ce am calculat și mi-a dat 67. Calculând cu 1 în poziția asta. Deci este 1 plus 2 plus 64. Am greșit când am adunat 1 ăsta la sfârșit aici. Clarificat. Ce anume? S-a clarificat, da. S-a clarificat, da. Da, da, nu, nu doar că am scris neatent, am și adunat neatent. Am 0 cu 1, 1 și n-am niciun transport cum făcusem eu din greșeală. Deci valoarea finală este asta care are 64 plus 2 plus 1. Și este identică cu ce am obținut aici, ignorând transportul de la bitul de semn. Valoarea este pozitivă, este, are bit de semn 0, deci este număr pozitiv. Ca atare este în cod direct, e chiar numărul în binar. Și dacă scriu cât este, este 2 la a 6-a plus 2 la a 1-a plus 2 la 0. Deci este 64 plus 2 plus 1, adică 67. Bun. V-aș propune să facem în felul următor. Haideți să luăm o pauză până la și 45, că trebuia să avem oricum două pauze de 10 minute, n-am mai făcut. Deci haideți să ne auzim la 11.45, când vom continua cu discuția virgulă mobilă și minimizări pentru funcțiile logice. Voi pune pauză pe înregistrare. În continuare a discuției noastre, să vedem cum sunt reprezentate datele în virgulă mobilă. În virgulă mobilă există mai multe formate și aici, dar o să discutăm de formatul real binar, care este un format folosit în felul următor. Primul lucru pe care îl facem ca să reprezentăm o valoare în virgulă mobilă este să o convertim în binar. Și să zicem că vrem să reprezentăm și noi 1979,025 în virgulă mobilă. Mă rog, ne interesează cum arată valoarea asta din decimal în format intern. Acum, virgula mobilă are trei precizii, simplă precizie, dublă precizie și format extins. Și eu o să convertesc în simplă precizie și o să discut și de celelalte formate de reprezentare. Bun. Acum, primul lucru pe care îl facem ca să aflăm cum arată în format intern este să reprezentăm valoarea în binar. Deci, luăm deoparte partea întreagă și partea fracționară și o convertim în baza 2. Pentru a converti partea întreagă, vom împărți numărul la bază până obținem cât 0. Okay? Și ne uităm și noi. 19 împărțit la 2 înseamnă de 9 ori și restul 1, 17 împărțit la 2 de 8 ori și restul 1, 19 împărțit la 2 de 9 ori și restul 1.
Continuăm să împărțim. 4, 8, 18, 9, restul 0 și 9 împărțit la 2 înseamnă 4 și restul 1. 2, 8, 14, 7 și restul 0. 1, 4, 3 și restul 1. 7, 1 și restul 1. Continui să împart. Asta înseamnă 7 înseamnă de 3 ori și în 11 de 5 ori și restul 1. Continui să împart. Am 1 în 15 de 7 ori. Profesor, mă iertați. Da, mă rog. Da. 494 la 2 nu ar trebui să dea 247. Ba da, ba da, hai să reiau că nu am, am scris aiurea, n-am fost atent. Așa, deci reiau de aici împărțirea, da? Și am de două ori, de patru ori, asta îmi spuneați, da? Și, da. Așa, 242 și restul 0, asta ziceați, nu? Da, 42. 47. 47, scuze. 47. Nu mă uit la tabletă și... 47 și restul 0. Asta era problema? Da, da. Bun, mulțumesc. Așa, ok. Am 1, 2, 3 și restul 1. Am 6, 1 și restul 1. 3, 0, restul 1. 15, restul 0. 7, restul 1. Continui să împart. O să am 3 și restul 1, 1 și restul 1, 0 și restul 1. Și citesc în ordine inversă resturile și am așa, că 1979 din zecimal este 1, 1, 1, i-am citit pe ăștia, 1, 0, pe ăștia 2, 3 de 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 în binar. Ok. Bun. Deci, încă o dată este 4 de 1. Dar ce am scris aici? Că e... Așa. Dar la 1, cred că am greșit. Unde avem 3, ne dă 1 și 1 împărțit la 2 ne dă 0. Ah, ok, scuze. E okay. Nu, dar tot nu cred că am făcut bine. Deci asta înseamnă 1023 plus 512. Stai să-mi verific un pic. Este corect, am folosit un decimal to binary converter și de același lucru. Da, dar nu am fost eu foarte atent când am împărțit și... Bun, ok. Așa, bun. Deci asta e valoarea întreagă, am împărțit-o la bază, am obținut cât 0 și am scris în resturile în ordine invers. Ok. Bun. Pentru partea fracționară, o să luăm deoparte partea fracționară, care era 0,025 și o să o mulțim cu baza. Dar hai să o iau pe o altă pagină. 0,025 și o mulțesc cu baza. Și scriu și eu partea întreagă după virgulă și partea fracționară continui să o înmulțesc. Înmulțesc deci cu baza și o să obțin 0,05. După virgulă voi scrie părțile întregi ale rezultatului meu și voi continua să înmulțesc cu baza partea fracționară rămasă. Iau și înmulțesc asta cu 2 și obțin 5 ori 2, 0, 1, 0, virgulă. Iau partea asta și o mulțesc cu baza și obțin 0,2. Iau partea fracționară și o mulțesc cu baza și obțin 0,8. Partea fracționară și o mulțesc cu baza obțin 1,6. Partea fracționară 0,6 o mulțesc cu baza obțin 1,2. Partea fracționară o mulțesc din nou cu baza și obțin
0,2 să obțin 0,4, 0,4 mulțesc cu 2 obțin 0,8, partea fracțională mulțesc cu baza 0,8 și obțin 1,6. Ce vreau să spun este că numărul meu are și neperioadă și perioadă și trebuie să văd de unde începe să mi se repete valoarea. Dar avem o chestie. Da. După 0,05 avem 0,1, după aia avem 0,2, ori 2 nu e de... Nu a, de 0, da, 0, nu am fost deloc atent, mă scuzați. Nu, mai era... era așa era, așa era, da. Așa era. Am sărit un pas. Deci 0,4 avem aici. Ăsta este 0,8. Ăsta este 1,6. Ăsta e 0,6 ori 2, 1,2. 0,2 o să obțin 0,4, 0,8, 1,6 și se tot repetă. Acum, haideți să vedem de unde încep să ni se repete resturile noastre. Deci, 0,02, da. La 1,6 ori 2 nu ne dă 3,2? Nu, noi păstrăm totdeauna partea fracționară și pe aceea o mulțim cu baza. Am înțeles. Deci, când am avut 1,6, voi scrie după virgulă cifra 1 și ce continui să înmulțesc cu baza este ce mi-a rămas după virgulă, adică 0,6. Am înțeles. Nu mulțesc 1,6 cu 2, ci mulțesc partea fracționară a rezultatului. 0,6 cu 2. Mulțumesc. Cu plăcere, dar haideți să vedem că n-am fost eu atent și am scris aiurea complet și să clarificăm. Deci, ce obțin ca părți întregi voi scrie după virgulă și anume primele zerouri 0, 0, încerc să văd de unde se repetă resturile. Deci am obținut 4, am obținut așa părțile întregi 0,5 la prima mulțire, pe urmă 1, pe urmă 0,1, 0,2, pe urmă 0,4, 0,8. Până aici nu s-a repetat nimic de la 0. Deci 2, 4, pe urmă 8, pe urmă 6. Și mi se mai repetă de aici. Nu? După aia se repetă 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Deci, practic, porțiunea care se repetă sunt astea. 0, 0, 0, 1. Două secunde. Corect, corect. 0001. Dar nu e chiar corect că eu aici dacă dezvolt, deci prima dată obțin 00, după aia obțin 3 de 0, pe urmă un 1, după aia obțin 10. Deci eu cred că secvența asta se repetă, de fapt. Da. Deci am 3 0, după care 0011. 0011, după aia 00, dacă aș mai mulți o dată, aș mai obține încă o dată 11. Dar asta este neperioadă. Ok, deci numărul meu 0,025 din zecimal o să fie 000 și perioada 0011 în binar. Bun. Right. Ok, așadar. Numărul complet. Tot nu cred că am făcut. Ați spus că ați verificat valoarea asta și arată așa, că mi se pare un pic cam mare, că e 1024. Da, da. 4 de 1, 0, 3 de 1, 0, 1, 1. Ok, bă. Deci, valoarea noastră, prima dată trebuie să o convertim în binar și obținem că 1979,025 în binar arată așa, 4 de 1, după aia am zis 0,3 de 1, 0,2 de 1, 0,3 de 1, pardon, 0,2 de 1, virgulă, 3 de 0, după care secvența 0,0,1,1 care se repeta. Și asta este valoarea binară. Ok. Deci primul lucru pe care îl fac este să îmi convertesc valoarea în binar. Ca să reprezentăm, trebuie să mutăm virgula după primul 1, să punem numărul, se numește inegalitatea mantisei, să punem numărul sub forma 1, fracție ori 2 la o putere.
Noi o să mutăm virgula aici, după primul 1, și o să scriem că numărul nostru este 1, 1, 1, 1, ăștia 3 de 1, 0, 3 de 1, 0, 1, 1, urmat de 0, 0, 0 și vom dezvolta partea de perioadă de aici. Când înmulțim, când am mutat virgula spre stânga, am împărțit numărul. Câte poziții am mutat virgula? 2, 4, 6, 8, 10. Ca să păstrez valoarea numărului, trebuie să mulțesc cu 2 la a 10-a, pentru că eu i-am scăzut valoarea cu atâtea ordine de mărime în binar. Bun. Punând numărul sub forma asta, identificăm ce reprezentăm. Reprezentăm semnul, reprezentăm fracția, care este asta, și reprezentăm exponentul, care este acesta. Acum, ce se reprezintă nu este exponentul, ci exponentul plus o constantă care împarte plaja de valori subunitare și supraunitare în jumătate. Deci, practic, se reprezintă o machetă care, indiferent de format, va fi compusă din semn, fracție și exponent și, mă scuzați, din semn, exponent și fracție. Exponentul este o constantă. Exponentul este o constantă plus se numește caracteristică chestia asta de aici. Reprezentăm caracteristica egală cu exponentul plus o constantă și fracție. Acestea sunt elementele care se reprezintă în formatul real, în machetă. Diferă ce dimensiune au ele. Pentru că se reprezintă pe 32 de biți, pe 64 de biți sau pe 80 de biți. Și acesta este virgulă mobilă simplă precizie, virgulă mobilă dublă precizie și virgulă mobilă format extins. Corespund tipurilor float din C, deci ăsta este, de fapt pot să mă duc așa ca să nu descrie, ăsta este float, ăsta este double și ăsta este long double. Bun, acum, ca să reprezentăm numărul nostru, trebuie să determinăm caracteristica. La virgulă mobilă simplă precizie, tot numărul are 32 de biți și se reprezintă așa, semnul, 0 dacă este numărul pozitiv și 1 dacă este negativ, semnul se reprezintă pe un bit. Caracteristica la simplă precizie este exponentul plus 127 și toată chestia asta se reprezintă pe 8 biți. Semnul evident este pe un bit. Okay? Și fracția ce rămâne se reprezintă pe restul de 23 de biți, astfel încât împreună să facă 32 de biți. Fracția se reprezintă ca și când virgula ar fi aici. Deci o să reprezentăm valorile începând după caracteristică ce avem după virgulă în fracție. Deci caracteristica noastră în cazul de față este exponentul care este 10, pardon, parcă 10 avem noi acolo, nu știam ce scriu, 10 plus 127 este 137 și trebuie să reprezentăm pe 137 în binar pentru a vedea cât este ce trebuie să reprezentăm pe disc. Dar pot să scriu pe 137 ca fiind 128 plus 9, care 9 este 8 plus 1. Și 128 înseamnă 2 la 7, adică 1 urmat de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zerouri. 8 este 2 la 3, este 1 urmat de 3 zerouri și 1 este 2 la 0, adică asta. Și am scris numărul ca sumă de putere ale lui 2, și anume 1, 3 de 0, 1, 2 de 0, 1. Și sunt 2, 4, 6, 8 numere în total. Deci ca să reprezentăm în virgulă mobilă simplă precizie valoarea noastră, vom reprezenta semnul, e un bit, caracteristica exponent plus 127, am obținut 1, 3 de 0, 1, 2 de 0, 1. Deci 1, 3 de 0, 1, 2 de 0, 1. Ok? Și fracția, haideți să scriu un pic mai condensat, că avem multe valori de scris. Deci bit de semn 0, caracteristica 1, 3 de 0, 1, 2 de 0, 1. Ăștia sunt cei 8 biți ai caracteristicii, 2, 4, 6, 8. După care fracția numărului nostru, care fracția era ce venea după virgulă, și ce venea după virgulă e destul de măricel, și anume
3 de 1, 0, 3 de 1, 0, 1, 1, 3 de 0. Deci 3 de 1, 0, 1, 1, 0, 2 de 1, 3 de 0. 3 de 1, 0, 3 de 1, da, scăm, urmăresc mai greu așa. Da, 3 de 1, 0, 3 de 1, 0, 2 de 1, 3 zerouri. Mă scuzați pentru fuțială. 3 de 1, 0, 3 de 1, 0, 1, 1, 3 de 0, parcă așa aveam. 3 de 0, după aia încă 2 de 0, 1, 1. Da, după care aveam 3 de 0, partea fracționară de la început. Să vedem câte 3 de 0 avem, nu? Stați să mă uit încă o dată la valoare, că nu vă urmăresc așa ușor cu asta. Deci avem așa, 3 de 1, 0, 3 de 1, 0, după aia 2 de 1, 3 de 0. Deci 3 de 1, 0, 3 de 1, 0, 2 de 1, 3 de 1, 0, 3 de 1, 0, 2 de 1, 5 de 0, 5 de 0, da. 0, 0, partea fracționară asta. După care aveam 0, 0, 1, 1, parcă era ce dezvoltam perioada, nu? Da, da. Hai să numărăm câte cifre avem, pentru că în formatul intern trebuie să scriem valorile în limita preciziei. Mai lipsesc încă 2 acolo, 2 de 1. Da, lipsesc 2 de 1. Da, hai să vedem câte cifre avem în total. Deci avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Și ne mai lipsesc încă, deci avem 17 și nouă ne trebuie 23 de biți pentru fracție. Asta înseamnă că ne mai lipsesc încă 6 poziții pe care trebuie să dezvoltăm. Deci, în total avem 23 de biți pentru fracție. Am scris doar 17. Deci mai trebuie să mai scriem încă 6. Și vom scrie dezvoltând perioada. 0, 0, 1, 1, am scris încă 4, după care încă 2, 0, 0. Da? Și ăștia sunt cei 23 de biți ai fracției noastre. Pentru că știm, adică numărul nu se termină, are perioadă, că asta face să nu se termine, nu vom putea să scriem numărul cu precizia valorii noastre, ci vom trunchea. Deci vom dezvolta cât putem și, evident, nu reprezentăm un număr arbitrar de biți, motiv pentru care se trunchează. Dacă valoarea s-ar fi terminat, aș fi avut de scris zerouri în partea respectivă, care ar fi fost zerouri nesemnificative la finalul numărului. Deci am reprezentat semnul pe un bit, caracteristica exponent plus 127 pe 8 biți, și fracția pe 23 de biți, conform cu ce venea după virgulă, dezvoltând până am ocupat cei 23 de biți. Dacă numărul nostru se termina, am fi avut 0 ori la sfârșit. Bun, ăsta este numărul în virgulă mobilă simplă precizie. Ca să scriem în virgulă mobilă dublă precizie, trebuie să scriem semnul, caracteristica exponentul plus 1023. Toată chestia asta se scrie pe 11 biți. Ok? Și respectiv fracția, care fracție are restul până la 64 de biți în total. Deci, practic, avem 12 biți, sunt semnul și caracteristica, și restul de 52 de biți sunt fracția. Nu avem decât să scriem valorile astea, să le convertim în binar și să dezvoltăm, nu o să stau să scriu cei 52 de biți, dezvoltând partea perioada și, mă rog, nici noi nu vă cerem să scrieți un șir de biți doar de dragul de a-i scrie. Dar, în esență, ceea ce vreau să spun la virgula mobilă este că ne interesează să știm cum convertim un număr în format intern. Asta înseamnă să îi scriem, să reprezentăm numărul în binar, să punem virgula după primul 1, corespunzător vom înmulți cu 2 la o putere. Dacă numărul este supraunitar, când mutăm virgula spre stânga, îi scădem valoarea cu un număr de ordine de mărime, deci vom înmulți cu 2 la o putere pozitivă.
dacă nu este, numărul este subunitar, când mutăm virgula spre dreapta după primul 1, îi vom crește valoarea cu număr de poziții și exponentul va fi negativ. Deci după ce am pus numărul sub forma 1, fracție 2 la exponent, vom calcula caracteristica care depinde de precizie. Dacă reprezentăm pe simplă precizie, o să avem pe 8 biți toată caracteristica și constanta aceea e 127. Dacă lucrăm dublă precizie, avem pe 11 biți caracteristica și constanta e 1023. Nu mă pune să spun cât e pe format extins, pentru că se reprezintă pe 15 biți, e 2 la 15 minus 1, totul minus 1. Și deci, la format extins, este semnul pe un bit, caracteristica pe 15 biți și pe restul de 64 de biți este fracția, ca în total să dea 80. Da, aveți în teorie formatele și exercițiile de regulă sunt de simplă precizie, pentru că, mă rog, pot fi și la dublă precizie, dar vă dăm numere care să se termine, că nu vrem să scrieți 52 de biți și dezvoltând o perioadă. Dar în esență asta trebuie să știți la exerciții de virgulă mobilă, să reprezentați în format intern, caz în care convertiți în binar, puneți numărul de forma 1, fracție 2 la exponent și reprezentăm semnul, caracteristica, e exponentul plus o constantă care depinde de format, de precizie și evident și câți biți are caracteristica depinde de precizie și restul biților până la un anumit număr de biți în total este fracția, reprezentând ce vine după virgulă. Deci, la reprezentarea în virgulă mobilă ne interesează aceste elemente. Bun. Ei, următoarea discuție pe care o avem ține de analiza și sinteza funcțiilor logice. Și aici povestea este un pic mai... mulțumesc. Tony mi-a spus că la formatul extins constanta este 16.383. Corect, atâta face 2 la 14 minus 1. Bun. Bun. Acum, legat de reprezentarea, de analiza și sinteza funcțiilor logice. Acest capitol este folosit, este introducerea în circuite bistabile. De fapt, este baza proiectării circuitelor logice și discutăm ce ne interesează, de fapt, este în practică. Ni se dă o funcție. Definiția funcției este dată prin cunoaștem ce produce funcția pentru anumite intrări. Deci, în realitate, când vrem să construim un circuit, știm că dacă alimentăm circuitul cu un semnal de intrare, cu anumite valori, trebuie să producă un semnal de ieșire pe niște biți cu anumite valori. Asta se întâmplă în mod practic. Am vrea să implementăm circuitul care, dându-i niște intrări, produce niște ieșiri. Și pentru a face chestia asta, practic ce vreau să spun este că partea asta de circuite bistabile combinaționale pe care o discutăm este necesară pentru a proiecta circuite, dar nu este o chestiune pe care să o facem dacă dezvoltăm aplicații. Însă este o chestie fundamentală și interesantă din perspectiva proiectării de circuite. Vă explic cum sunt implementate circuitele combinaționale din microcontrolere. Bun, practic ce presupune modelarea noastră? Ne interesează să lucrăm cu funcții definite pe 0,1 la M, cu ieșiri în 0,1 la N. Sunt funcții logice de argumente logice. Deci, practic, funcțiile noastre vor primi M intrări și vor produce N ieșiri. Și funcțiile se dau cunoscând ce ieșiri produc pentru anumite intrări. Noi nu cunoaștem expresia algebrică a funcțiilor respective, motiv pentru care facem două lucruri. Analizăm funcția pentru a obține o formă a funcției și apoi sintetizăm funcția pentru a simplifica această formă a funcției. Deci sunt doi pași. Practic, necunoscând expresia algebrică, trebuie să punem în evidență termeni care pot produce ca rezultat ieșirea funcției. Dar formele pe care le vom construi vor fi forme foarte complexe, cu toți termenii care pot contribui la ieșirea respectivă și în practică nu se reprezintă aceste forme obținute din analiză, ci se simplifică în procedeul de sinteză. Deci avem două etape. Aducerea la forme canonice, care înseamnă analiza funcției, exprimarea unei forme algebrice a funcției
pentru a produce ieșiri inașteptate pentru anumite intrări, respectiv simplificarea acestor forme în procedeul de sinteză. Concret, trebuie să definim niște funcții folosite pentru a exprima algebric relația, mă rog, expresia unei funcții. O funcție se poate scrie și evident o să vă povestesc despre ce e vorba, după care o să folosim aceste forme în analizarea unei funcții. O funcție se scrie în forma o funcție se scrie într-o formă normală disjunctivă dacă se scrie ca o disjuncție de termeni, termenii fiind conjuncție de argumente. Deci discutăm de formă normală disjunctivă pentru o funcție. Spre exemplu, f de x, y, z. Uite, ca să scriu mai simplu și să se înțeleagă, operația de sau x sau y o voi scrie x plus y, operația de și x și y o voi scrie x și y. Ca să se vadă mai bine că dacă scriu sau cu și cu nu știu ce, nu prea se înțelege și vom nota mai simplificat așa. De asemenea, non-x îl vom nota cu x și bară deasupra, deci negarea unei chestii o vom scrie așa. Și în acest context, f se scrie într-o formă normală disjunctivă, dacă este un sau de termeni, termenii fiind și de argumente. Deci pot să zic că dacă această formă x și y sau z este o formă normală disjunctivă, că funcția e o disjuncție de termeni, termenii fiind conjuncție de argumente. O funcție este într-o formă normală conjunctivă dacă se scrie ca o conjuncție de termeni, termenii fiind disjuncție de argumente. Uite, dacă vreau să scriu f negat de x, y și z în cazul meu, când scriu negarea unei chestii, când distribui negarea, se transformă operația de sau în și invers. Deci o să am non-x și y și non-z, am distribuit odată, și dacă distribui și în paranteza în termenul de la început, o să am y negat sau x negat sau y negat și z negat. Deci, negând forma mea normală disjunctivă, am obținut o formă conjunctivă. Funcția este în formă conjunctivă pentru că se scrie ca o conjuncție de termeni, aceștia sunt cei doi termeni între care fac și termenii sunt disjuncție de argumente. Mă rog, la limită, dacă n-am decât un singur argument, n-am cu cine să fac disjuncție, dar e însuși. Deci, acestea sunt niște observații de notație prin care exprimăm că funcțiile pot fi scrise fie ca disjuncții de termeni sau conjuncții de termeni. Acum, de ce ne interesează formele acestea? Pentru că pentru a putea scrie forma algebrică a unei funcții, pentru a putea afla expresia, cunoscând ce produce pentru anumite intrări, trebuie să punem în evidență toate combinațiile, toate legăturile între termeni care pot produce ieșirea funcției. De fapt, trebuie să aducem funcțiile la forme canonice. Aceasta este partea care se întâmplă în procedeul de analiză. Și acum, să discutăm puțin despre forme canonice, forma canonică disjunctivă întâi. O funcție este într-o formă canonică disjunctivă, dacă este în formă normală disjunctivă, în care fiecare termen conține toate argumentele funcției. Deci canonic înseamnă că termenii conțin toate argumentele. Și canonic disjunctiv înseamnă că e o disjuncție de termeni. Și termenii în continuare vor avea toate argumentele. Uite, spre exemplu, eu am luat funcția f de x, y și z și am zis că funcția ar avea expresia x și y sau z. Aceasta e formă normală disjunctivă, da? Deci funcția se scrie ca o disjuncție de termeni. Ca să o aduc la forma canonică, ar trebui ca în fiecare argument să existe, în fiecare termen, pardon, să existe toate argumentele funcției. Mie, spre exemplu, aici îmi lipsesc două argumente. Îmi lipsește x-ul și y-ul. Aici îmi lipsește un argument, și anume z. Și ca să scriu funcția în forma canonică, ar trebui ca acele argumente să fie prezente. Acum, pot să scriu termenii lipsă. Spre exemplu,
plecând de la cât înseamnă x și 1. X și 1, dacă x este 0 și u face 0, dacă x este 1 și u face 1. Deci x și 1 este egal cu x. Sunt niște axiome ale algebrei logice, o să le aveți în curs. Bun, deci aș putea să scriu x și y ca fiind x și y și 1. La ce mă ajută chestia asta? Păi spuneți-mi cât este x sau x negat. Dacă x este 0, x negat este 1 și sau face 1. Dacă x este 1, x-ul dă cu siguranță rezultatul pentru că sau e 1 dacă un termen e 1. Deci ăsta face 1. Și aș putea să scriu x și y și 1, că știu că face tot x și y, iar pe 1 să-l scriu ca fiind z sau z negat. La fel, în partea cealaltă, și o să mă deplasez un pic, în partea cealaltă, în termenul de acolo, lipsește x, lipsesc x-ul și y-ul. Și pot să scriu 1 și z, că știu că tot z face, iar pe 1 să-l scriu x sau x negat. Și bineînțeles, ceva și 1 și 1 tot 1 face. Și să scriu y sau y negat, z. Ei, chestia asta, dacă o dezvolt mai departe și desfac parantezele, o să obțin x, y, z, x și y și z, sau x și y și z negat, sau x și y și z, sau x și y negat și z, sau x negat y z, mă deplasez un pic, sau x negat, y negat, z. Și asta este o formă canonică disjunctivă, pentru că se scrie ca o disjuncție de termeni, iar fiecare termen conține toate argumentele funcției. Bun, corespunzător se definește și formă canonică conjunctivă. O funcție este în formă canonică conjunctivă dacă este într-o formă normală conjunctivă, în care fiecare termen conține toate argumentele funcției. Nu mai fac exemplu pentru că este pur teoretic de exprimare cum s-ar aduce o funcție de la formă normală la formă canonică, conjunctivă în cazul ăsta. De ce ne interesează aceste forme? Spuneam că formele canonice conținând toate combinațiile de argumente care produc rezultatul funcției, ne ajută să exprimăm expresia funcției. Și o să facem în felul următor. Pentru a exprima funcția. Imediat. Să zicem că vrem să aducem la forma, deci exercițiul nostru ar fi să aducem la formă, să aflăm expresia funcțiilor, de fapt, formularea este așa, să aducem la ambele forme canonice funcția bit de paritate pară asociată unui mesaj de 3 biți. Deci vrem să exprimăm, să scriem expresia funcției în formă, în ambele forme canonice, pentru funcția bit de paritate pară asociată unui mesaj de 3 biți. Noi nu cunoaștem expresia funcției, dar cunoaștem ce produce funcția. Avem o definiție funcțională, cunoaștem tabelul de variație al funcției. Funcția noastră f este definită pe 0, 1 la a 3, este asociată unui mesaj de 3 biți și produce un singur bit cu rezultat în 0, 1. Funcția este bit de paritate pară. Deci bit de paritate pară. Bun, cum arată funcția? Ce facem ca să aducem funcția la forma canonică? Scriem tabelul de variație a funcției. Scriem combinația de argumente. Avem trei argumente, x, y, z. Și vrem să evaluăm cât este funcția. Ca să scriem combinația, plecăm de la toate argumentele 0 și tot adunăm un 1 la sfârșit. Să scriem toate combinațiile distincte. Pentru o funcție cu n biți, avem 2 la n combinații distincte. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Am 2, 4, 6, 8 combinații distincte. Bun.
evaluez funcția bi de paritate par. Bitul de paritate se definește astfel încât suma tuturor biților să facă paritate. Paritate par înseamnă că suma modulo 2 a biților XYZ plus bitul de paritate, adică F, face 0. Paritate par. Ce trebuie să pun aici ca suma să facă 0? Păi aici pun 0 ca suma lor să facă 0. Aici pun 1, aici pun 1, mă scuzați. 1, ăsta am 0, aici am 1, ăsta este 0, ăsta este 0 și ăsta este 1. Deci funcția mea nu face altceva decât să asocieze un bit ca suma modulo 2 a lor să facă 0. Bun. Am evaluat funcția. Ca să o aduc la formele canonice, trebuie să mai definim încă două funcții. Min termen și max termen. Și să scriem formele acestor termeni. Min termenii sunt termenii formei canonice disjunctive. Sunt funcții de argumentele funcției și se scriu astfel încât în punctul în care se definesc să facă 1. Adică, imediat, eu am descris pentru o funcție de n argumente se definesc 2 la n min termeni și 2 la n max termeni. Min termenii se notează cu n mic și sunt funcții de toate argumentele funcției. Se definesc pentru o anumită combinație de argumente în care fac 1. Min termenul 0, m mic 0, se definește pentru astfel încât în punctul 0, 0, 0, și o să dau undo pentru că vreau să vă explicitez doar că 0 corespunde combinației de argumente 0, 0, 0. Min termenul 0 este o funcție. El se evaluează în orice punct de orice combinație de argumente, dar a fost definit astfel încât în punctul 0, 0, 0 să facă 1. Pentru că min termenii sunt termenii unei forme canonice disjunctive, deci între ei se face sau, în interiorul lor se face cealaltă operație, și anume și între argumente. Deci min termenii sunt conjuncție de termenii de argumente. Se definesc astfel încât în punctul respectiv să facă 1. Dacă M0 e 1 când X e 0, Y e 0, Z e 0, ca și U să facă 1, trebuie să neg aceste valori. Deci M mic 0 o să fie X negat, Y negat, Z negat. Bun. Mai scriu aici cât este M mic pentru combinația 1, 1, 0, care înseamnă M mic 6. M mic 6 este conjuncție de argumente și în punctul 1, 1, 0 face 1. Deci este X și Y și Z. Când ăsta este 1, ăsta este 1, ăsta este 0, face 1. Înseamnă că este X și Y și Z negat, ca și U să facă 1 în punctul 1, 1, 0. Aceștia sunt min termeni. Deci avem 2 la N min termeni, unde N e numărul de argumente. Sunt funcții de argumentele funcției, conjuncție de argumente, într-un punct în care se definesc, fac 1. Corespunzător avem și 2 la n max termeni. Max termenii sunt termenii formei canonice conjunctive, înseamnă că sunt disjuncție de toate argumentele funcției și se definesc astfel încât pentru un anumit punct pentru care se definește max termenul, indexul max termenului, pentru combinația aceea să facă 0. Deci cum o să arate M mare 0 de X, Y, Z? Ei sunt termenii formei canonice conjunctive, între ei se face și, în interiorul max termenului se face sau de argumente. O să fie X sau Y sau Z. În punctul 0, 0, 0, trebuie să facă 0. Și deci, dacă definesc max termenul M mare 0 așa, în punctul 0, 0, 0 face 0. Că sau face 0 când toate sunt 0. Cum definesc max termenul M6? Ăsta se definește, este X sau Y sau Z și trebuie să facă 0 în punctul 1, 1, 0. Păi, dacă ăsta e 1, trebuie să-l neg și pe ăsta ca sau să facă 0 în punctul ăla. Ce observați este că max termenii se obțin prin negarea min termenilor.
Deci acolo unde max termenul este 0, min termenul este 1. Și deci pot nega expresia unui min termen și obțin expresia max termenului și invers. Că principiul dublei negații zice că dacă neg de două ori același lucru, obțin lucrul respectiv. Bun, deci până acum am făcut așa. Ca să putem afla expresia unei funcții, trebuie să scriem tabelul de variații al ei, pentru că funcția noastră, noi nu cunoaștem care expresia, dar știm să o evaluăm. Avem o definiție funcțională. Știm să ce ieșiri produce în fiecare combinație de integrale. Și ca să aducem la forma canonică, vom folosi termenii prezenți în valoarea funcției. Practic, vă spun că va rămâne pe înregistrare. Ca să aducem la forme canonice, se întâmplă așa. Se trec în forma canonică disjunctivă acei min termeni pentru care funcția are valoarea 1, adică valoarea min termenului în acel punct. Deci ca să construim forma canonică disjunctivă, scriem în ea min termenii unde funcția are valoarea 1. Pentru a scrie forma canonică conjunctivă, vom trece în formă acei max termeni pentru care funcția are valoarea 0, adică valoarea max termenului. Practic, aducerea la formele canonice se face prin identificare. Scriem tabelul de variații a funcției, evaluăm deci cât e funcția în fiecare combinație de intrări și trecem în formele canonice termenii corespunzători unde funcția are valoarea termenului. Așadar, noi avem funcția asta și vrem să scriem formele ei canonice. F în forma canonică disjunctivă. Vom scrie min termenii unde funcția are valoarea 1. Unde are funcția valoarea 1? Păi, în punctul ăsta, care corespunde indicelui 1. E 0, 0, 1, în binar, în decimal vom scrie indexul respectiv este 1. Pe urmă, funcția mai are valoarea 1 și în punctul 1, 0, 1, adică 2. Mai are 1 în punctul ăsta, care este 1, 0, 0, adică 2 la a doua, deci 4. Și mai are 1 în punctul ăsta, care corespunde combinație 1, 1, 1, deci 4 plus 2 plus 1, indexul e 7. Deci M mic 1, 2, 4 și 7 vor fi în forma canonică disjunctivă, mă scuzați. Deci este M1 sau M2 sau M4 sau M7. Am identificat termenii, min termenii, unde funcția are valoarea 1 ca și min termen. Dacă am identificat termenii, avem forma canonică, avem expresia funcțională, expresia funcției. Pentru că pot să scriu f de x, y, z ca fiind. Dezvolt fiecare min termen în argumente. Cine este M1? Păi era x și y și z, care făcea 1 în punctul 0, 0, 1. Deci este x negat, y negat, z. Sau M2 o să fie tot x, y, z, care face 1 în punctul 0, 1, 0. Deci îi neg pe ăștia. Aici am negat. Sau M4 este x, y, z, care face 1 în punctul 1, 0, 0, deci îi neg pe ăștia 2. Sau M7, care este tot x, y, z, care face 1 în punctul 1, 1, 1, deci nu neg pe nimeni. Deci eu, practic, nu știam expresia funcției, cum arată algebric funcția mea, dar știam că funcția mea produce ieșirea respectivă pentru o anumită combinație de intrări. Am scris variația funcției și am trecut în forma canonică disjunctivă acei termeni, min termeni, pentru care funcția era 1. Și am obținut expresia ei așa. Echivalent, funcția mea se poate scrie cu forma canonică conjunctivă. Și ce facem este că trecem în formă max termenii unde funcția face 0. Și evident vor fi restul indicilor, pentru că dacă nu face 1, face 0. Deci o să fie M0 și M1, M2 am aici, M3 aici, M5 aici, M6 aici. Dacă mă uit, funcția mea face 0 pentru restul combinațiilor de argumente, și anume pentru 0, pentru 3, pentru 5 și pentru 6. Ca să scriu expresia algebrică a funcției mele în forma canonică, plecând de la forma canonică conjunctivă, voi avea f de x, y, z egal. M0 este x sau y sau z care face 0 în punctul 0, 0, 0. Deci e ăsta. Și
M3, X sau Y sau Z, care face 0 în punctul 1, 1, 0. Trebuie să ineg pe ăștia 2, X și Y, ca să facă 0 sau. Și M5, care este X sau Y sau Z, care face... am scris M6 aici, mă scuzați. Bine, pot să șterg sau să dau undo. Am scris M6, l-avem și pe ăla, dar nu e ăla. Deci M3, am zis, este 0, 1, 1. Da? Și ăsta face 0 în punctul ăsta. Da? Deci ca să facă 0 în punctul 0, 1, 1, e Y sau Y, X sau Y negat sau Z negat. Bun, am zis că îl mai am pe M5. Este X sau Y sau Z care face 1 în punctul 1, 0, 1. Da? 4 plus 1. Și ăsta înseamnă să neg X-ul și Z-ul. Și mai am și pe M6, X sau Y sau Z, care face 1 în punct, face 0, pardon, în punctul 1, 1, 0, deci trebuie să-i neg pe ăștia 2. X negat sau Y negat sau Z. Deci, aducerea la formă canonice ale funcțiilor noastre înseamnă să scriem variația funcției și să trecem în forma canonică disjunctivă min termenii unde funcția e 1, respectiv în forma canonică conjunctivă, max termenii unde funcția e 0. Și știind cum se definesc acești termeni, min termenii și max termenii, nu e o problemă să dezvoltăm pe urmă în argumente. Că max termenii sunt sau disjuncție de argumente și fac 0 în punctul unde se definesc, iar min termenii sunt conjuncție de argumente și fac 1 în punctul în care se definesc. Bun. Acum, partea de analiză se oprește aici. Deci analizarea unei funcții înseamnă să o aducem la formele canonice. Adică, în realitate, noi nu cunoaștem expresia algebrică a funcției, știm doar să evaluăm funcția dintr-o definiție funcțională și o aducem la formele canonice și cu ocazia asta obținem care este expresia. Acum, partea a doua pe care o discutăm este procedeul de sinteză. Cum facem să simplificăm formele canonice? Deci, în urma analizei obținem expresia, dar expresiile sunt complicate. Ne interesează să le simplificăm pentru a reprezenta funcția noastră cu circuit. Deci pentru a construi circuitul care, dându-i intrările, alimentând circuitul cu intrările respective, produce ieșirile. Procedeul de sinteză în asta constă. În simplificarea expresiei algebrice pentru a o reprezenta cu circuit. Și să spunem că avem o funcție de 4 argumente, f de x, y, z și t, și am adus-o la o formă canonică, să spunem la forma canonică disjunctivă, și avem în forma asta m0 sau m1 sau m2 sau m6 sau m9 sau m10 sau M11 sau M12. Am analizat funcția și am obținut acești termeni în funcția noastră. Hai să scriu și eu 12 mai vizibil. Mai puțin, de ce avem acești M6, 9, 10, 11? Am luat un exemplu în care în urma analizei funcției asta ni se dă. Da. Deci ni s-a dat, avem o funcție de 4 argumente care în urma analizei arată așa. Și vrem să obținem, cerința procedeului de sinteză este să determinăm circuitul optim care implementează funcția. Noi cunoaștem care este funcția în forma dată, care e forma canonică disjunctivă. Acum, în practică, funcția poate fi reprezentată atât prin forma canonică disjunctivă, cât și prin forma canonică conjunctivă. În exerciții, de obicei, vi se dă... La partea de sinteză vi se dă o formă canonică, vi se cere să o simplificați pe aia și să o reprezentați cu circuit. Eu voi face asta, dar cunoscând faptul că funcția mea se poate reprezenta atât prin forma canonică disjunctivă, cât și prin cea conjunctivă, voi analiza și forma voi sintetiza și forma canonică conjunctivă, cealaltă pe care nu o avem, în așa fel încât să văd care este care are forma mai simplă. Scopul procedurii de sinteză este să simplificăm forma funcției, să alegem forma optimă pe care să o reprezentăm cu circuit. Bun.
Ce se face în cazul procedeului de sinteză? Scopul este să dăm factor comun, să reducem termeni și argumente. Uite, spre exemplu, dacă aș scrie cine sunt, dacă aș dezvolta fiecare min termen în argumente, cine este M0? Păi este X, Y, Z, T, care face 1 în punctul 0, 0, 0, 0. Deci trebuie să neg toți termenii. Cine este M1? Este X, Y, Z, T, care face 1 în punctul 0, 0, 0, 1. Deci trebuie să-i neg pe ceilalți. Plus ce mai fi mai departe. Bun. Dacă dau factor comun aici, observ că pot să dau factor comun pe cine? Pe X negat, Y negat, Z negat, pe lângă T negat sau T, plus restul de termeni. Dar cine este T sau T negat? 1. Face 1. Cine este ceva și 1? Acel ceva. Deci chestia asta mi se simplifică și obțin X negat, Y negat, Z negat, plus restul de chestii. Deci, simplificarea înseamnă practic să vedem ce termeni putem să-i grupăm ca să eliminăm termeni și argumente din termeni. Pentru că observați că din doi termeni grupați, mie mi s-au redus cei doi termeni la unul singur și mi s-a redus și un argument. Deci, scopul procedeului de sinteză este să vedem cum să simplificăm expresia funcțiilor noastre pentru a obține funcții mai simple. De ce se întâmplă lucrurile așa? Eu, necunoscând expresia funcției, în procedeul de analiză, va trebui să încerc să pun să încerc să folosesc toate combinațiile de argumente care produc funcția. Și de aceea ne folosim de min termeni, respectiv max termeni, ca să scriem expresia algebrică a funcției. Dar această expresie e mai mult decât cea necesară și suficientă. Adică are multe combinații, multe legături între intrări care să producă ieșirea. Și atunci, în procesul de sinteză, eliminăm aceste legături în plus. Evident, nu ne este ușor să dăm factor comun să obținem expresia funcției. Motiv pentru care o să învățăm un algoritm de simplificare care se bazează pe gruparea grafică a termenilor într-un tabel. Și anume, vom învăța algoritmul lui Carnap. Era un scoțian tipul, care presupune următorii pași. Algoritmul este strict pentru a ne ajuta să dăm factor comun, să reducem termeni și argumente din termeni, dar este folosit de softuri care fac proiectare de circuite și este baza simplificării optime a formelor canonice. De fapt, nu doar a formelor canonice, a expresiei funcției, dar, mă rog, ce se face, mă scuzați că intră în stand-by-ul ăsta, trebuia să o scot. Ce se face în cazul ăsta? Se construiește un tabel în care împărțim argumentele pe linii și coloane. Și, spre exemplu, dacă am 4 argumente, tabelul nostru va arăta așa. X, Y pe o latură, Z și T pe cealaltă latură. Deci dacă am 4 argumente, veți avea ceva de genul jumătate pe linii și jumătate pe coloane. Dacă am 3 argumente, obișnuim să le scriem, începem cu 2 aici și celălalt aici. Dacă am 5 argumente, o să scriu 3 aici și ce mai fi acolo pe coloane. Acum, nu e greșit nici dacă puneți mai puține pe linii și mai multe pe coloane, dar iese transpus și, mă rog, corectarea înseamnă să ne facem cu convenția aceea. Deci scopul tabelului este să creez suprafețe de termeni adiacenți care pot fi dați factor comun împreună. Ce să mai? La 4 argumente am împărțit jumătate cu jumătate. Scriu tabelul. Ok. Și etichetez variația de argumente, dar nu în binar, ci în cod grei. Ați văzut când discutam mai devreme, codul grei are o proprietate esențială, că două elemente, două simboluri succesive din secvență diferă printr-un singur bit schimbat. Deci cumva o să putem să dăm factor comun pe toată lumea, mai puțin unul care trece dintr-o stare în alta și ați văzut că se reduce. Și concret, scriu și eu variația de două argumente. În binar aș avea variația 0,0. În cod grei copiez primul bit, suma modulo 2 a lor, tot 0 dă.
combinația următoare în binar este 0,1. Copiez primul bit, 0 cu 1, tot 0,1 faci. Următoarea combinație în binar este 1,0. 1,0 în cod grey, copiez primul bit și 1 cu 0 o să facă 1. Deci am variația asta. 0,0 din binar, obțin 0 aici, ăștia doi adunați 0. 0,1 în binar, copiez pe ăsta, ăștia doi adunați face 1. Fac 1. Combinația binară 0,0, pe ăsta îl copiez, ăștia doi adunați face 1. Combinația 1,1 în binar, copiez pe ăsta, ăștia doi adunați o să facă 0. Deci etichetez în cod grey variația lor din binar și pentru 1,1 voi avea 1,0. Dacă am un singur argument, spre exemplu, ăsta trece din 0,1. Deci la un argument n-am nicio variație, fie 0, fie 1. Dar mai multe argumente, încep cu toate 0 și tot adun un 1 la sfârșit, dar nu scriu valoarea binară, ci în grey. La fel aici voi avea 0,0, 0,1, 1,1, 1,0. Variația argumentelor scrisă în grey. Din ieși o tabelă, mai mult sau mai puțin elegant, dar important este să vedem unde sunt termenii. Acum, la intersecția liniilor și coloanelor, se găsesc toți cei doi la n termeni ai formei, ai funcției. Deci eu pot să am în tabelul ăsta toți termenii funcției. Și trec în tabel termenii pe care mi-a dat definiția funcției. Acum o să încercăm să ne uităm în paralel și la termeni și la tabel. Deci am M0. Era undeva un M0, deci cam asta e funcția. Ca să trec termenii, mă uit pentru ce combinație corespundea termenul. 0 era pentru combinația de argumente 0, 0, 0, 0. Unde am 0, 0, 0, 0? Aici. X0, Y0, Z0, T0. Trec în tabel cât face funcția. Funcția în punctul ăla face 1, cât face min termenul. Mai am M1, e pentru combinația 0, 0, 0, 1, adică ăsta. Mai am M2, e pentru combinația 0, 0, 1, 0, adică ăsta. Am M6. M6 este pentru combinația 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, e aici. M9 e pentru combinația 1, 0, 0, 1, adică 9 în binar. 1, 0, 0, 1 este aici. M10 este pentru combinația 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Da, e 8 plus 2. 1, 0, 1, 0 este aici. Mai am M11. 11 este pentru combinația 1, 0, 1, 1, adică 8 cu 2 și cu 1. 1, 0, 1, 1 este aici. Și mai am M12, care este pentru combinația 1, 0, pardon, 1, 1, 0, 0, 8 cu 4. 1, 1, 0, 0 este aici. Bun. Așa arată tabelul meu, trecând termenii conform definiției indicilor de termen. Mă rog, nu știu unde să-l las ca să îl vedem mai bine, dar e asta. Acum, ce facem? Ideea este că vrem să grupăm termenii ca să simplificăm forma funcției. Regula este că se grupează termenii adiacenți pe linie, coloane, dar și marginile. Și latura aceasta este adiacentă cu asta, pentru că de aici aici s-a schimbat un singur bit. Vedeți, s-a schimbat X-ul din 0 în 1. Și latura asta este adiacentă cu asta, pentru că de aici s-a schimbat tot un singur bit, și anume s-a schimbat Z-ul din 0 în 1. Deci, voi grupa termenii. Regula este să grupez în suprafețe dreptunghiulare termenii adiacenți. Vrem să obținem cât mai puține suprafețe, dar nu avem voie să grupăm decât un număr puterea lui 2 de termeni. Putem să grupăm câte 2 la 0, adică un termen, dacă nu avem cu cine să-l grupăm, câte 2 termeni, 2 la 1, câte 4 termeni, 8, 16 și așa mai departe. Deci e așa. Dintr-o suprafață de asta, ni se vor reduce logaritmul în baza 2 din numărul de argumente. Ni se vor reduce logaritmul în baza 2
din numărul de termeni ai suprafeței argumente. Dacă am o suprafață cu K termeni, se vor, cu 2 la K termeni, se vor reduce K argumente pe acea suprafață. Deci regula de grupare este așa. Vom grupa termenii adiacenți în suprafețe dreptunghiulare cât mai mari, cu termeni puterea lui 2, cu număr puterea lui 2 de termeni, și cât mai puține suprafețe. Dintr-o suprafață, dar asta ne va rezulta în final un termen în funcția noastră. Eu vreau să am cât mai puține suprafețe, ca în final să am cât mai puțin termeni rămași. Vreau să am suprafețe dreptunghiulare, că doar așa pot reduce din factor comun, și cu număr puterea lui 2 de termeni, ca să rămân cu un număr întreg de argumente în termenii finali. Am voie să fac reacoperiri, pot să iau termeni deja grupați cu termeni negrupați, dacă mă ajută, evident, să simplific mai mult. Și acum haideți să vedem cum gândesc. În general, când fac o reducere de genul ăsta, plec de la termenii cei mai izolați, pentru că ei au cele mai puține variante de grupare. Bun. Și observ că ăsta micul de aici e singur. Pe ăsta nu o să am cu cine să-l grupez, că nu e adiacent într-o suprafață dreptunghiulară cu nimeni. Ok. Pe urmă, mă uit la termenii cei de sus, de aici. Da? Deci porțiunea de aici. Ăsta de aici, spre exemplu, este adiacent cu ăsta de aici, prin spate, deci, pentru că și latura asta este adiacentă cu asta. Ăsta, mă refer la combinația de aici. 1 ăsta, care e pentru M1, pentru 0, 0, 0, 1. Pe de altă parte, este adiacent și cu cel de lângă el. Dacă aș putea forma o suprafață... Întrebare scurtă. Partea de sus este adiacentă cu cea de jos? Adică e ca un fel de... Da. E ca o sferă. E ca pe o sferă. Și v-am spus de ce sunt adiacenți. Pentru că atât unul după altul, atât în secvența asta s-a schimbat o singură variabilă. X a rămas 0, dar Y a devenit 1, din 0 în 1. Dar dacă mă uit și aici, se schimbă o singură variabilă. Adică X-ul rămâne, trece din 0 în 1, dar Y-ul rămâne 0. Și în cazul în care două elemente alăturate au o singură variație, alea sunt adiacente, că voi da factor comun cine nu variază. Bun. Deci mă uit la suprafața asta cu cei doi de sus, din stânga sus. Eu propun să-i luăm împreună pe ăștia doi, că formează o suprafață de doi termeni. Pe cel din dreapta de acolo aș putea să-l iau cu cel de jos, dar tot rămân cu unul negrupat, ăla din stânga de sus, stânga sus. Ei sunt adiacenți, pe de altă parte, ăla din stânga sus e adiacent și cu ultimul termen de aici, dar tot n-aș face o suprafață de 4. Până la urmă, tot o suprafață de 2 vor fi. Bun, ăștia doi îi voi lua împreună. Și acum îmi rămân aceia trei. Pot să iau pe ăștia doi și formez o suprafață din doi și mai rămân cu unul singur. Pe ăsta unul aș putea să-l iau împreună fie cu cel de sus de aici, deci ăsta de aici cu cel de sus, fie ăsta de aici cu cel din stânga. Și, nu știu, o să iau pe ăștia doi așa. Am preferat să iau o suprafață folosind termeni deja grupați, pentru că mi se reduce totuși ceva, pe când dacă lăsam singur nu se reducea nimic. Bun. Și acum scriu expresia funcției mele. Și o să o scriu de desubt în speranța că, mă rog, o să mă duc așa un pic să mai am în spațiu. F de x, y, z, t. Bun. Propun să începem cu suprafața din stânga sus, pentru că și anume avem ceva redus acolo, am doi termeni. Când scriem ecuația redusă a unei suprafețe, în primul rând, cine sunt acești doi termeni? Cei de sus. Este x, y, z, t în punctul 0. Ca să facă 1, trebuie să-i neg pe toți. Sau x, y, z, t, care în punctul 0, 0, 0, 1 face 1. Deci este x, y, z, t, care face 1 în punctul 0, 0, 0, 1. O să dau factor comun x negat, y negat, pe lângă z negat, pe lângă t negat sau t. Ăsta știu că face 1 și rămân cu x negat, y negat, z negat, din acea suprafață. Dar ca să scriu, să văd regula prin care îi scriu, eu v-am scris desfășurat ca să vedeți cine se reduce. Ideea e că atunci când scriu suprafețele rămase,
mă uit pe axe. Argumentele care schimbă starea se reduc. Argumentele care nu schimbă starea vor rămâne și trebuie să le scriu astfel încât termenul să facă 1 la forma disjunctivă și 0 la conjunctivă. De fapt, mă uit așa. Pentru această suprafață din doi termeni. Mă uit pe axa X. Se schimbă ceva pentru cei doi termeni? Păi nu. X-ul e 0 pentru amândoi, Y-ul e 0 pentru amândoi. O să rămână atât X-ul cât și Y-ul și trebuie să rămână astfel încât valoarea termenului să fie 1. X-ul este 1? Nu, e 0 pentru termenii ăia. Deci trebuie să-l neg. Z-ul este, pardon, Y-ul este 1? Nu, trebuie să-l neg și pe ăsta. Deci termenii care nu se schimbă rămân și vă uitați, valoarea termenului e cât scrie în tabel, că trebuie să facă și U. Dacă nu, trebuie să-l neg. Deci X-ul e 0, trebuia să fie 1, îl iau negat. Y-ul e 0, trebuia să fie 1, îl iau negat. Pe axa cealaltă, mă uit pentru acești doi termeni, pe axa asta, da? În partea asta. Nu știu dacă să mai înțelegeți. Z-ul e 0 pentru amândoi, și pentru cel din stânga și pentru ăla din dreapta lui, dar T-ul se schimbă din 0 în 1. Argumentele care schimbă starea se vor reduce, rămân cele care nu schimbă starea, în cazul meu Z. Z-ul este 1? Nu, e 0. Trebuie să-l iau negat. Deci dând factor comun acești doi termeni în suprafața aceea, am rămas cu Y, X negat, Y negat, Z negat. Adică cu ăsta. Da? Bun. Continui să scriu pentru celelalte suprafețe. Între suprafețe se face operația care se făcea între termeni, și anume sau. Mă uit la suprafața formată din acești doi termeni, din dreapta, la ăștia de aici. Mă uit pe axa XY. Pentru cei doi termeni, X-ul este 0, rămâne, nu se schimbă, dar trebuie să facă 1, deci îl neg. Y-ul trece din 0 în 1 și știu că dau factor comun pe ceilalți și pe ăsta îl elimin. Deci Y-ul nu-l mai scriu, că schimbă starea, se dă factor comun și o să fie el sau el negat și aia face 1. Mă uit pe axa cealaltă pentru acești doi termeni. Nici Z-ul, nici T-ul nu se schimbă, rămâne și Z. Z-ul e 1, nu trebuie să-l neg. Și T. T-ul este 0, trebuie să facă 1, îl neg. Bun, am scris pentru suprafața din dreapta sus. Scriu expresia pentru termenul, pentru combinația 1, 1, 0, 0. E vorba de termenul acesta. Bun, pentru ăsta n-am ce să reduc, că e de fapt min termenul 12. Și scriu expresia, este x, y, z, t și mă uit. X-ul e 1, z-ul e 1, y-ul e 1, rămân așa, dar z-ul și t-ul sunt 0. Deci pe ăștia trebuie să-i neg ca să facă și u 1. Am scris 3 suprafețe, mai am încă 2 cele din linia de jos. Și încep cu prima, cea din spre stânga, aceștia 2. Da? Continui să scriu expresia lor în continuare aici. Mă uit pe axa XY. Nici X-ul, nici Y-ul nu variază. X-ul e 1, Y-ul e 0. Vor rămâne. Am X, Y, dar Y-ul este 1, trebuie să-l neg. Pe axa cealaltă, în schimb, Z și T, Z-ul se schimbă din 0 în 1, iar T-ul rămâne cu valoarea 1. Deci Z-ul nu-l mai scriu, dar T-ul trebuie să-l scriu și anume e 1, nu e nevoie să-l neg. Continui să scriu pentru ultima suprafață, acesta din dreapta. Mă uit, cât sunt X-ul, Y-ul? Păi X-ul e 1 pentru amândoi, Y-ul este 0. O să rămână X și Y negat. Și pe axa Z și T, pentru cei doi termeni din dreapta jos, Z-ul rămâne 1, dar T-ul se schimbă. Cine variază, se elimină. Rămâne cine nu variază, cu semnul ca să facă 1 toată treaba. Și asta este expresia funcției mele. Și mă duc și o mai scriu o dată. Undeva unde să am mai clar scrisă, f de x, y, z și t era x, y, x, y negat, z negat, mă scuzați că vă fuțui cu imaginea, deci este x negat, y negat, z negat, sau x, z, t negat, x, z, t negat, sau X, Y, Z negat, T negat. X, Y, Z negat, T negat. X, Y, Z negat, T negat.
plus okay. x, y negat t, le am în față. Le aveți acolo în față. X, y negat t. X, y negat t. Și x, y negat z. X, y negat z. Perfect, mulțumesc frumos. X, y negat z. Bun. Acum, în mod normal, noi ar trebui să vedem dacă nu cumva e mai simplă forma canonică conjunctivă. Pardon. Am avut disjunctivă, am simplificat-o, dar mai avem și pe aia altă. Haideți să vedem cum arată F în forma canonică conjunctivă. Nouă ni s-a dat forma disjunctivă și avea niște termeni. Acum, va trebui să ne uităm la funcție, ce termeni avea, și să-i scriem pe restul de termeni. Hai că folosesc și eu să-i notez undeva ca să nu mai tot fâții de la una la alta. Ok? Deci, nouă ni s-au dat așa. M0 era în disjunctiv. Înseamnă că vom avea termenii M0, 1, 2 sunt acolo, 3 nu este, îl avem aici, 4 nu este, 5 nu este, îl avem aici. Da? Deci mă duc și scriu îi notez înainte și pe urmă îi scriu. M-am dus prea departe. Deci am rămas că M6 l-am aici. M7 nu l-am. M8 nu l-am. L-am în cealaltă formă. 9, 10, 11, 12 i-am. Ok, sunt în forma asta. 13 nu l-am. 14 nu l-am. Și nici 15. Acum, câți termeni sunt în total? Pe la o funcție de 4 argumente, sunt 2 la 4, adică 16 combinații distincte, cu index de la 0 la 15. Și pe ăia îi trec și eu. Deci, ca să aflu care este forma canonică conjunctivă, voi scrie restul indicilor, unde funcția făcea 0 dacă nu făcuse 1. Și asta înseamnă că am M mare 0, 3, mă scuzați, M mare 3 și M4 și M5, care nu erau în forma disjunctivă, și M7, M8, M13, M14 și M15. Restul indicilor unde funcția nu făcuse 1 va face 0. Simplific și această formă canonică. Și anume, scriu argumentele XY bară Z și T. Scriu, practic, unde n-am completat cu 1, voi scrie cu 0 în noul tabel. Combinația de argumente. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Scriu variația termenilor în grei. Trec termenii în tabel pentru combinațiile de argumente. Am așa, pentru combinația M3 este pentru 0, 0, 1, 1. Funcția în punctul ăsta face 0. M4 este pentru 0, 1, 0, 0. M5 pentru 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1 am aici. M7 pentru 0, 1, 1, 1 este aici. M8 este pentru 1, 0, 0, 0 am aici. M13, 13 e 12 plus 1, adică 8 plus 4 plus 1, este pentru 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 am aici. M14 este pentru 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0 am aici. Și M15 este pentru 1, 1, 1, 1 am aici. Sunt restul de indici, restul de poziții unde nu completasem nimic în primul tabel. Acum am problema să fac tot așa, suprafețe, cât mai puține suprafețe dreptunghiulare de termeni adiacenți, în număr puterea lui 2 de termeni. Și mă uit și eu cam ce variație aș avea. Bun, ăsta de aici de jos e singur, n-am cu cine să-l grupez, nu e alăturat de nimeni, nici pe linii, nici pe coloane, nici cu marginea de sus, nu e. Nici cu marginea din dreapta, e singur. Bun, pe urmă, i-am pe ăștia doi, tot într-o situație similară, că n-am cu cine să-i grupez altfel. Ăsta de aici cu cel de sus formează o altă suprafață. Ăștia de aici formează o altă suprafață. Ok, n-am cu cine să-i grupez pe ăla din dreapta de tot. Dar mai rămân
mai rămâne un termen, da? Pentru combinația 1-1-0-1. Pe ăsta aș putea să-l grupez cu cel de sus, cu cel de la dreapta, sau mai mult decât atât, aș putea să-i grupez pe toți patru aceștia, reacoperind, dar făcând suprafață mai mare. Și aceasta este forma noastră. Bun, mă apuc și scriu ecuațiile suprafețelor reduse. Și f va fi cine? F de x, y, z, t. Va fi. Pentru suprafața formată din cei din de sus. Da? Deci chestiile astea cel mai de sus. Pe axa, mă uit pe axe. Pe axa x se schimbă y-ul din 0 în 1. Da? Deci aici se schimbă y-ul. E 0 pentru primul de sus, 1 pentru al doilea. Și se elimină. Rămâne x-ul. X-ul este 0 cât scrie în tabel? Da. Deci îl iau cu semnul lui. Între elemente fac sau, ce făceam în termenii formei canonice conjunctive. Mă uit pe axa de sus pentru cei doi. Z-ul și T-ul sunt 1 pentru fiecare, nu se schimbă. Sau Z sau T. Și trebuie să-i neg ca să facă sau 0 în punctul ăla. Deci dacă ei nu erau cât scrie în tabel, îi neg. Bun. Între suprafețe continui să fac și. Mă uit la cealaltă suprafață, aia cea mai din stânga, acești doi termeni. Da? Bun. X-ul și Y-ul nu se schimbă, rămâne X care e 0 sau Y care e 1 și trebuie să-l neg. Mă uit pe axa de sus, Z-ul rămâne 0, dar T-ul se schimbă. T-ul variază, îl elimin, rămâne Z-ul care este 0, deci nu e o problemă, e cum e. Bun. Continui cu suprafața cea mai din dreapta de aici, de doi termeni. Nu se schimbă nici x-ul, nici y-ul. Sunt amândoi 1, trebuie să fie 0, x negat, y negat. Pe axa de sus, z-ul rămâne cu, e valoarea 1 pentru amândoi, dar t-ul se modifică și se elimină. Rămâne sau z care trebuie să fie negat să facă 1. Continui să fac și cu restul de suprafețe. O să-l scriu pe ăsta micul de aici, de jos, stânga jos. Am x-ul nu se schimbă, este 1, trebuie să facă 0. Y-ul nu se schimbă, este 0. Evident, nu se schimbă nimeni că este un singur termen. Sau Z sau T, ăștia sunt 0 fiecare. Și mai am suprafața formată din aceștia 4 de aici, unde pe axa XY variază atât X-ul cât... Nu, variază doar X-ul, mă scuzați. X-ul se schimbă din 0 în 1 și se va reduce. Z-ul rămâne... Pardon. X-ul se schimbă din 0 în 1, Y-ul rămâne cu 1, deci trebuie Y negat ca să facă 0 sau, iar pe axa de sus variază Z-ul din 0 în 1, se elimină, rămâne T-ul care este 1 și trebuie să fie negat. Ok? Și am obținut, să-mi salvez și eu pe calculator ecranul, în realitate eu fac așa, nu vă transmit cu tableta, fac sharing pe calculator la tabletă și aia e singura fereastră pe care o vedeți. Și ca să nu vă mai fâții cu asta, o să pun într-un paint snapshot-ul de ecran și o să continui. Am ajuns cam cele două forme și ne reiau un pic aici. Formele noastre simplificate. Și anume, odată pot reprezenta F-ul de X, Y, Z, T. Mă scuzați că repet expresia, dar o să vreau să o am aici, să o folosim, să simplificăm. Forma simplificată am ajuns așa, că este x negat, y negat, z negat, sau x, z, t negat. Cred că sau... este x negat al doilea termen. Probabil ați transcris greșit. Am transcris greșit la al doilea termen, da? Se poate, da. Adică X este negat, așa părea, dacă vă uitați mai antic. Da. Acum. Corect, deci al doilea termen era X negat, Z negat și am transcris greșit. Mulțumesc că mi-ați zis. Perfect, deci aici este, termenul de aici este negat. Da. Și corespunzător și aici este negat. Bun, perfect, mulțumesc. Așa, bun. După care am x, y, z negat, t negat, după care am x, y negat, t, după care am x, y negat, z. Și asta este f-ul care a provenit din simplificarea formei canonice disjunctive. Și mai am o funcție echivalentă cu asta,
simplificarea formei canonice conjunctive, care este x sau z negat sau t negat, pe lângă x sau y negat sau z, pe lângă x negat sau y negat sau z negat, pe lângă, o să scriu jos, x negat sau y sau z sau t, pe lângă y negat sau t negat. Bun, acum, ce se face de obicei într-o situație de genul ăsta este să determinăm care este mai simplă din cele două funcții și pe aceea o vom alege să o reprezentăm. Amândouă sunt complexe, am luat exemplu freudian, nu m-am gândit neapărat, dar m-am gândit să nu fie atât de ușor de grupat și să obținem totuși niște expresii. Ca să determinăm ce funcție reprezentăm, trebuie să numărăm operanzii. Și, de regulă, se scriu așa. Se scriu pentru fiecare funcție, se scriu numărul de negări, numărul de operanzi de negare, numărul de operanzi sau, numărul de operanzi și total. Și o să ne intereseze forma canonică disjunctivă simplificată, forma canonică conjunctivă simplificată. Numărăm operanzii, ținând cont că operatorii binari au doi operanzi. Deci ce facem este să numărăm negările. Câte negări avem în prima? Păi 1, 2, 3, 4, deci număr așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avem 9 negări. Câte operanzi sau avem? Ne uităm la operatorii de sau. Avem 1, 2, 3, 4 operatori sau și consider că este binar, am 8 operanzi sau. Câte șiuri avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce anume? Avem 4 șiuri și sunt 8. Avem 4 sau-uri și un operator sau are două intrări, are două operanzi. Am înțeles. Deci 4 sau 8 operanzi. Numărăm operanzi. Am zis că numărăm șiurile. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avem 11, deci înseamnă 22 de operanzi sau. Asta înseamnă 39 de operanzi în total. Ok? Deci 22, 8, 30, 39. Bun. Ce arată formă? Ne uităm câte negări are. Are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negări. 8 operanzi de negare, că ăsta e unar. Câte sauri se fac? Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avem 20 de operanzi sau. Câte șiuri se fac? Avem 1, 2, 3 șiuri, 6 operanzi și. Ok? Asta înseamnă 34 de operanzi. Doar 4 șiuri. Ce anume? Doar 4 șiuri. Sunt 4 șiuri. 1, 2... Sunt pe două linii, dar de fapt... Am uitat și până, mă scuzați. Da, am uitat și până. Da, mulțumesc că mi-ați... Am 4 șiuri, 8 operanzi și 36 de intrări în operanzi. Și ce se face este că se alege funcția care are numărul minim de operanți, pentru că va avea circuitul cel mai simplu și simplu înseamnă că se execută și mai repede și costă și mai puțin ca să implementăm circuitul respectiv. Ok, bun. Așa. Ce se face este că vrem să reprezentăm circuitul cu expresia funcției. Acum, funcția nu e ușor de... are o expresie destul de urățică, dar, mă rog, aia e, o să o desenăm conform cu ce am ales și ce expresie avem acolo. Ca să desenăm circuitul, mă scuzați că a intrat asta în stand-by, știu că se pot optimiza și softul de desen, de proiectarea circuitului, chiar face optimizarea. Dacă a calculat o valoare, o refolosește, nu se apucă să o calculeze încă o dată. Dar, mă rog, noi vom simplifica un pic să ne fie nouă mai ușor să scriu. Deci avem intrările astea. Avem X, Y, Z, T. Sunt intrările de semnal. Și acum, expresia funcției, și o să avem nevoie de ea, este aceasta. Da, o aveam undeva, am făcut să-mi zneșu. Zice X sau Z negat sau T negat. Deci iau semnal de la X.
Z negat, trebuie să pun un invertor. Un invertor arată așa. Este, trebuie să mai fac o dată să... E o diodă invertor care, prin inducție electromagnetică, face așa ceva. Bun. X sau Z negat sau T negat. Iau semnal de la T, desenez un invertor și am cele două chestii care intră împreună într-un sau. Deci pe ăsta, împreună cu ăsta, împreună cu ăsta, îl voi duce într-un sau. Sau se figurează ca o semilună. E o diodă sau. Bun, hai să încerc să fac un pic liniile mai vizibile, pentru că arată destul de urâțel și da, nu știu cum, nici cu tableta nu e extraordinar, dar încerc să desenez un pic mai. Deci X, Z negat. Am pus un invertor pentru negare. Tot așa mi se. Pe acestea toate le aduc împreună într-un sau. Bun. Continui cu expresia funcției. Zice să fac X, Y negat Z. Să iau semnal de la Y. Uite, o să iau așa semnal de la Y. O să fac un sal de circuit aici, ca să se vadă că nu se intersectează. O să pun un invertor aici. Deci X, Y negat T. Și iau semnal de la T, și anume nu de la T negat, ci de la T. X, Y negat T. Semnal de la X am aici, Y negat am dus aici, T-ul îl aduc și pe el aici. Între astea trei se mai face un și, un sau, pardon. Încă o diodă de sau în care intră semnalul ăsta. Am desenat al doilea termen. Mai am X negat, Y negat, Z negat. X negat. O să încerc să duc cumva semnalul de la X ca să nu vă încurc semnalul și mai mult. Deci trebuie să fac X negat. Da? Iau semnalul de la X, pun un invertor aici. Am X negat. Z, Y negat, Z negat. Y negat, am mai calculat odată, o să iau semnalul de aici, sar cu el. Z negat am mai calculat odată, o să iau semnalul de aici, fac un salt de circuit, mă duc cu el așa. Astea toate trei intră într-un alt sau. Ei, mă scuzați. Într-un alt sau. Până acum am semnalul 1 de aici, 1 de aici și ăsta de aici. După care mai am încă doi termene calculat. X negat, Y, Z, X negat sau Y sau Z sau T. X negat am calculat, semnalul am aici, sau Y sau Z sau T. Nici nu mai știu pe unde să iau, dar o să fac un salt aici pentru Y și o să-l duc în afară de tot. Deci ăsta este Y. Mai îmi trebuie deci Y, Z și T. Deci o să iau semnalul de la ăsta. Îmi trebuie un semnal de la Z curat, deci nu negat. O să-l iau de aici. Îmi trebuie semnalul de la X. Fac un salt aici. Și mai am nevoie de un semnal de la T nenegat. O să-l iau înainte să fac negarea, o să fac un salt și o să-l duc aici. Între acestea trei se mai face un sau. Până acum am mai am un singur termen de făcut. Y negat, T negat. Y negat, aveam semnal de la Y negat aici. Iau cumva, fac un salt. T negat, am semnal aici de la T negat. Între astea două se mai face un sau. Ok? Bun. Și acum am să fac un și între toate astea. Între ăsta de aici. Iau semnal și mă duc cu el undeva așa. Între ăsta de aici, rezultatul semnalelor aplicate pe diode sau. Mai am termenul ăsta de aici de sus, fac și la el un salt, ok, și îl duc și pe ăsta, ok, și mai am un termen pe aici, pe undeva, o să fac salt și cu el, să-l duc împreună aici. Și am 1, 2, 3, 4, 5 termeni, 1, 2, 3, 4, 5 termeni, e ok. Între toate astea fac un și. Și asta este funcția mea. Știu că nu prea se înțelege și că am desenat și urât și pe tableta, dar ca idee, ce trebuie să faceți ca să desenați circuitul este să reprezentați expresiile și să legați, să puneți invertor pentru negare,
să puneți, de fapt e o inversie de câmp electromagnetic, este o inversie de fază acolo, să puneți diode de sau și de și, iar în final, mă scuzați că a intrat asta în standby, iar în final să le conectați pe toate și să obțineți expresia funcției. Deci, practic, ce presupune partea de proiectare de circuite logice combinaționale sunt două lucruri. Analiza și sinteza funcțiilor. Analiza înseamnă că mi s-a dat funcția, nu știu expresia algebrică, știu doar ce produce pentru o combinație de intrări și asta înseamnă să evaluez funcția în fiecare punct și să o aduc la formele canonice. O să o aducem la forma canonică disjunctivă trecând în funcție min termenii unde funcția e 1, respectiv la forma canonică conjunctivă trecând în funcție max termenii unde funcția e 0. Ăsta e rezultatul procedurii de analiză. Am obținut expresia funcției necunoscându-i expresia prin aducerea la formele canonice. Iar procedeul de sinteză presupune că mi se dă rezultatul procedurii de analiză, adică formele canonice, și vreau să le simplific. Ca să le simplific, vom grupa argumentele într-un tabel și vom încerca să grupăm cât mai puține suprafețe de termeni adiacenți în suprafețe dreptunghiulare cu un număr puterea lui 2 de termeni. Pentru că din suprafețe ni se vor reduce termeni, vom rămâne în final cu un număr de termeni egal cu numărul de suprafețe și cu cât sunt mai multe elemente grupate, se vor reduce argument. Când scriem ecuația redusă a suprafeței, o să avem grijă ca să păstrăm termenii care nu se schimbă pe suprafață și îi păstrăm astfel încât termenul să facă cât făcea în funcție. Deci, practic, ne uităm dacă valoarea argumentului este 0 și trebuie să facă 1 termenul, negăm. Dacă nu, îl lăsăm așa. Iarăși, dacă valoarea argumentului este 1 și termenul trebuie să facă 0, îl negăm. Am scris, deci, ecuațiile reduse. Acum, sunt exerciții care vă cer doar să simplificați o formă canonică, să o desenați cu circuit. Pentru asta scrieți tabelul, treceți termenii, grupați suprafețele, reduceți, scrieți ecuația redusă, desenați circuitul. Dar în practică, că asta ne interesează în realitate, o funcție poate fi reprezentată atât prin expresia ei în formă canonică disjunctivă, cât și conjunctivă. Ca atare ne interesează să vedem care din cele două forme simplificate are mai puține operanți. O alegem pe aceea cu mai puțini operanți și pentru ea construim circuitul care ar fi circuitul optim pentru acea funcție. Acum, desenul, fiecare cu talentul lui, eu nu prea, dar scopul este să se vadă legăturile corecte între elemente. Că până la urmă schema asta o dăm unui electronist sau nouă înșine, dacă știm și asta, și construim circuitul lipind elementele respective. Acum, dacă am face acel circuit, de fapt, el ce ar face în practică? Circuitul ar produce ieșirile corespunzător intrărilor funcției. În cazul nostru, nu știu ce făcea funcția aia, pentru că n-am luat funcția care făcea bitul de paritate pară, oricum aia nu se simplifica dacă luam formele canonice să le scriem în tabel, dar în esență ce face circuitul este că implementează electronic funcția. Deci dacă o alimentăm cu semnal în logică, semnal continuu, cu logică pozitivă, care e ideea? Funcțiile astea sunt de argumente discrete, au valori 0 sau 1. Semnalul este cu plus 12 volți pentru 0 și plus 24 de volți pentru 1. Deci semnalul în realitate care circulă prin calculator este semnal de curent continuu, nu este curent alternativ. Transmisiile între stații se fac prin curent alternativ, dar în calculator este semnal de curent continuu. Circuitele respective lucrează cu valori discrete. O valoare de semnal de tensiune pentru 0, o valoare de tensiune pentru 1. Acum, ne putem imagina și un convertor care să facă digitizarea semnalului de la semnal alternativ, dar în esență ce ar face un asemenea circuit este că dacă îl alimentăm cu valori de semnal pentru 0 și pentru 1, el va produce la ieșire valorile așteptate de funcție, la fel în convenție pentru cele două valori discrete. Deci, spre exemplu, în realitate, circuitele acestea
nu au o singură ieșire. Noi am luat cazul, mă rog, să închidă tableta, dar cred că pot să vă zic și pe un ecran negru. Noi am luat cazul în care funcțiile noastre primesc mai multe argumente, dar produc o singură ieșire. În realitate lucrăm cu funcții logice de argumente logice, adică au mai multe intrări, produc mai multe ieșiri. Circuitul respectiv, pentru a face un asemenea circuit, trebuie să analizăm și să sintetizăm mai multe funcții. Funcțiile vor avea aceleași intrări, să zicem că sunt funcții de 4 argumente și produce funcția noastră 7 ieșiri. Vom avea 7 funcții distincte de analizat și de sintetizat. Bașca la sinteză, pentru fiecare funcție, putem folosi fie forma canonică disjunctivă, fie cea conjunctivă. Și pentru cele 7 ieșiri ale noastre, am determinat cu ce expresie să reprezentăm și am legat intrările conform expresiilor care să producem cele 7 ieșiri. Dacă între timp am softurile care fac asta, optimizează. Spre exemplu, dacă între timp au calculat invertor de semnal sau grupuri de elemente care se refolosesc în expresii, nu mai pun încă o diodă sau încă niște elemente de circuit ca să deseneze din nou, să obțină semnalul ăla. Își dau seama ce au calculat deja și refolosesc semnalul din acel punct. Deci, softurile care proiectează circuite, pe lângă faptul că, practic, un soft care proiectează circuitul îi spuneți ce intrări are circuitul, ce ieșiri produce pentru fiecare combinație de intrare și el evaluează funcția, vede termenii, folosește termenii canonici în funcție, corespunzător descrie minimizarea lor și obține expresiile pe care le-am obținut și noi. Dar în final, ce face este că optimizează reutilizarea elementelor de circuit și vă produce o diagramă de circuit care pentru anumite intrări, la ieșire să producă ce zice funcția noastră. Și circuitul respectiv, pe urmă, poate fi implementat electronic. Vă rog. Aha, electronic, adică în viața reală îl folosim la o alarmă? În viața reală sunt folosite la alarmă de mașină, care dacă aveți semnal pe roată, pe ușă și pe nu știu ce, atunci declanșează alimentarea și declanșează semnalul în difuzorul de alarmă. Îl folosim la proiectarea opririi liftului la anumite etaje. Îl folosim la circuite combinaționale care se facă sumatoare. Deci circuitele combinaționale se fac cu aceste principii de proiectare. Ok, ne ajută foarte mult, adică pe mine să pot să văd și aplicabilitatea lui dacă rămâne doar așa conceptual. Da. Noi nu facem circuitele fizic, că nu învățăm electronică, nu învățăm cum să le implementăm. E o întreagă poveste legată de tipuri de diode, de cum se transferă semnalul în circuite electronice. Noi nu facem asta. Și ca atare rămâne doar la stadiu teoretic în care putem să explicăm cuiva cum să proiecteze circuitul. Dar fizic, dacă am ști și electronică, am putea să mergem la magazine specializate să ne cumpărăm invertori pentru negări, diode și sau. Am putea să ne facem o plăcuță care are trasee de circuit și elementele de legătură între ele, invertorii, diodele, și care, dacă ar fi alimentat în curent continuu cu tensiune pe pinii de intrare, ar produce la ieșire semnalul necesar conform funcției. Cam asta se întâmplă. Da. Și sunt chestii care se folosesc în practică, doar că vă dați seama că circuitele acelea sunt realizate de către roboți, de către linii de asamblare, care, în primul rând, miniaturizează foarte mult. Noi, dacă ne-am apucat să trasăm liniile respective, ar trebui să ne luăm o placă pe care să desenăm traseele și, cu siguranță, ar ieși de 100 de 1000 de ori mai mare decât ar face un robot. Pentru că nu avem dexteritatea să trasăm liniile atât de fine, de fine încât să nu se intersecteze pe un microcontroler foarte mic. Dar proiectarea de bază la calculatoare, nu? Da, este similar cu elementele din microprocesor care realizează operațiile aritmetice și logice și este similar, evident, și cu controlerele existente pe placa de bază pentru Direct Memory Access Controller, pentru SATA, pentru accesul la disk, pentru accesul la PCI Express și alte magistrale de acces la placa video. Deci, aceste controlere sunt, de fapt, cele care modelează semnalul.
Adică nu fac doar transferul, nu sunt doar copiatoare de semnal, ci generează o anumită ieșire în funcție de combinația de intrare. Controlerele, microcontrolerele sunt realizate așa. Deci tot ce înseamnă aplicarea unei logici care transformă semnalul pe baza unor funcții. Și asta se întâmplă în circuitele logice care realizează operații aritmetice care determină modificarea semnalului în funcție de intrări. Okay, adică modifică plăcere. Deci asta este ce se întâmplă în realitate. Iar voi veți avea doar exerciții care probabil că vă cer să minimizați o funcție, să grupați termenii în tabel, să scrieți expresia și să descrieți circuitul cu o diagramă logică, sau că vă cer să scrieți formele canonice pentru un tabel de variații. Sau vi se dă o expresie a funcției și cumva expresia aia e funcțională, nu este algebrică. Adică puteți să aveți o funcție definită cu mai multe ramuri și voi să scrieți cum arată expresia algebrică a funcției care e explicitată cu mai multe ramuri. Să zicem, dacă x e 1, atunci funcția este x sau non-y sau z. Dacă x e deci, o funcție dată cu ramuri, nu are o expresie algebrică una singură. E o anumită valoare în funcție de intrări. Ei, pe o definiție funcțională de genul ăla, puteți să aduceți la formele canonice să scrieți care este expresia algebrică. După cum, odată ce ați adus la formele canonice, puteți să simplificați formele și să determinați cum arată circuitul. Cam asta vi se cere în exerciții. Ok. Întrebări, dacă mai aveți? Dacă nu, vă las, pentru că e posibil să mai aveți și alte activități în orar, eu nu știu, și să nu vă rețin. Am depășit ora și n-am lăsat pauză. Bun, o să aveți înregistrarea cu greșelile mele de calcul de rigoare și cu neatenția respectivă. Scopul este să vă ajute explicații și să faceți ce zice Popa, nu ce face Popa, adică să nu greșiți și voi la calcule cum nu eram eu atent. E ok? Încheiem aici? Da. Continuăm, dacă vreți, e facultativ, de la 15:30 e în regulă, da?